Doamnelor și domnilor, începe cronica cârcotașilor cu Huidu, Căinușă, Bebelușele, Dezbrăcatul, Mistrețul, Puștiu, Toni, Mariachi de la Cronica, Rupa, Jukebox. Uitați-l, doamnelor și domnilor! Mai stau 5 minute! Hai, ochelariște! Băi, nu mai țipa așa! De ce? Tulburi liniștea publică la ora asta, te rog frumos! Știi că avem o emisiune? Nu jucăm fotbal? Nu jucăm fotbal, avem o emisiune. Păi de ce, bă, dacă știam, nu mai coboram? Hai, lasă că-ți dau cu invizoace, stai liniște! Doamnelor și domnilor, v-ați întrebat de fiecare dată de ce numai noi, de ce nu a mai venit niciun invitat special, de ce? Pentru că nu vrea nimeni să vină, dar mă rog să trecem peste acest subiect. Ne-am dus, ne-am rugat. Am făcut... Haideți și la noi! Haideți și la noi! Nimeni, frate! Deci nimeni nu vrea să vină! Hai, Sexy Brăileanga și la noi! Hai, Nikita și la noi! Bă! Hai, Steaua! Steaua, îmi pare rău, nu pot să spun. Hai, Steaua, vă admir așa în tăcere ca și luptători împotriva lui Gigi, dar hai, Steaua, nu pot să zic. În schimb, aș putea să-i zic, tati, mama lui Bendeac, lăsați pe Bendeac la noi în emisiune? E, mă lasă, mă lasă! Mișe 1, Mișe 2 și Șerbănică vă salută, da. Dar îmi place, ați început să invitați deja concurența, urmează Mircea Badea. Ce concurență? Păi deci, la autoapărare n-ai învățat că chestia asta nu se pune de gând. La baliere plătiți voi! La baliere ce se întâmplă, așa. Domnul Bendeac? Da. Numai tu poți să crezi că ești concurența noastră. Dar bine, să trecem pe S-a spus că mi s-a făcut rău. Pentru că suntem la același post TV, la asta mă refer. Bine, l-a vrut să evadeze, dar i-am dat la cap. Nu, eu mă referam la vedete în figuri. E și Oana aici, să știi astăzi. Doamnelor și domnilor, în această seară veți vedea la cronicuță și astea la televizor. Astăzi, la Cronica Cârcotașilor, pe lângă Bendeac, o să vă delectați cu... Poponețele lui Măruță. Chifteluțe din televiziuni. Din punctul meu de vedere trebuie să avem totuși... Poate ești prost. Dați-mi. Făcăturile ordinare sunt la abces din rect. Ce se întâmplă? Răduleasca se ceartă cu toată lumea. Aș vrea să le bat obrazul unora dintre colegii mei. Da. Pentru că dacă e să vorbim de performanță, sincer... Avem topul rușinică! Fericile, mă! Gigi vorbește licențios! Ia uite pe carcul de așa, ai văzut? De ce este cu se învârtește pe carii? Vadim vede evrei peste tot! Au primit ordin de la patronii izraelieni să mă prezinte pe mine sistematic drept nebun. Tolea e arestat în direct la obositor. Domnul Ciulea Tumac a fost arestat. Tolea Ciumac, mă numesc. Concursurile interactive nasc monștri. Alo? Da, bună ziua. O numesc tini. Iată copiii ce mai învață pe la școală astăzi. Dezbrăcatul e și mai vivace. Poate bine ai făcut că l-a lăsat pe Moga. Ce, mă, să fi plecat numai cum concerte? Nu mă concentrez pe muncă, am o grămadă de proiecte de făcut acum. Și la final cântă Play and Win. Cum vă alegeți personajele? Știu că nu e greu. Cum alegem noi personajele în emisiune? E foarte simplu. Voi vin pe bandă rulantă. Uite și eu, uite. Ultima oară, cel puțin, m-am uitat la televizor și am ajuns la o concluzie că e în volum groaznic. Deci era așa, l-aveam pe Vanghele. Deci, l-am avut pe Vanghele. Eram eu, da. După aia am avut-o pe Cherida. Deci da, a fost ea. Așa. Și acum o avem pe... Pe cine? Pe prietena ta, hai zi. Care-i prietena mea? Care-i prietena mea? Te sparge dacă te prind. Băiatul meu! Am înțeles că s-a măritat. S-a măritat?
Biletul meu s-a măritat. Ce cucuie are domnul Dan? Ce cucuie are domnul Dan? Dar ce mare cucuie are domnul Dan? Cui, tu plângeam când te-am uitat dimineața la radio, vorbeai de mine. Sufletul. Apropo de tâmpenii din tembeliziune, uite, asta am văzut săptămâna aceasta și am primit și foarte multe semnalizări la cricotașii.ro. Salutare, salutare, cricotașii apar din nou în peisaj. De asta dată începem emisia cu președintele Băsă, care a ținut un speech în fața Parlamentului. Iată ce interes a suscitat cuvântarea marinerului. Și să știți că ăștia nu sunt parlamentari români, sunt diplomați străini. Noapte bună, Românica, ești total neinteresantă. Trecem acum la un minister foarte important. Ambasadorul Ungariei în România a avut chiar astăzi o discuție cu reprezentanții Ministerului Apărării Externe de la București. Acesta este ministerul care ne apără de invadatori, dar din nefericire este inexistent, adică lipsește cu desăvârșire. Ambasadorul Ungariei în România a avut chiar astăzi o discuție cu reprezentanții Ministerului Apărării Externe de la București. Tot în ultimele zile a fost așa o emulație în maghiarime, pentru că a trecut de 15 martie, ziua lor națională. Sunt așteptați 3.000 de oameni, iar la manifestări s-ar putea să participe și ambasadorul Ungariei la Budapesta. Așadar, dacă săptămâna trecută aflam că România și-a deschis o ambasadă la București, a fost singura reacție a celor de la ambasada României la București. De asta dată, ungurii s-au luat și ei după noi, ca de obicei, și au înființat o ambasadă a Ungariei la Budapesta. Sunt așteptați 3.000 de oameni, iar la manifestări s-ar putea să participe și ambasadorul Ungariei la Budapesta. Mergem mai departe și dăm peste un defileu inventat la Parișcică. Este un produs realizat pentru un defileu special de la Paris. Drăguțe domnișoare, la Paris au loc defilări de modă. Defileele sunt pe Valea Oltului, pe Valea Jiului și de ce nu la cheile Bicazului. Nici de cum pe Champs-Élysées, lângă Montmartre sau în Cartier Latin. Produsul prelud ca și câștigător îl veți vedea la finalul defileului, va fi surpriza. Și ca să încheiem într-un mod optimist, aflați că niște turiști au fost salvați din telescaun după ce au sărit de la o înălțime amețitoare de 5 cm. Unii dintre ei nu au mai rezistat în telescaun și au sărit de la o înălțime de aproximativ 5 cm. Ei, asta da operațiune de salvare complicată, pentru că nici nu știți câtă durere stau în ăștia 5 cm, fraților. Depinde dacă ia în plus sau în minus. Unii dintre ei nu au mai rezistat în telescaun și au sărit de la o înălțime de aproximativ 5 cm. Întotdeauna m-am întrebat, e dureros asta să ai 5 cm în plus sau 5 cm în minus? Tu de care partea baricadei te afli? Poate zic ceva acum. De ce să dăm din casă, Huidu? De ce mă faci să vorbesc, Huidu? Da, zi. Ne-am întâlnit adenor la baie? Ne-am întâlnit. Am râs? Da, eu am plâns. Ai plâns de râsul meu sau de râsul meu? Știu, după ce terminați voi aceste mici confidențe, aș vrea să mă refer la emisiune, la Ministerul Afacerilor, sau cum au spus, Ministerul Apărării Externe. Cred că ne-ar trebui și un minister al apărării interne care să apere apărarea de hoți, zic eu. Aia care fură, deci care au... Da, hoții fură, ai dreptate. Deci, păi da, mi se pare că în general la noi hoții nu fură pentru că nu există niciun vot, nicio corupție, nimic. Ai văzut vreo condamnare? Păi nu, unde? Nu este nimic. Nu, chiar nimic. Și că hoți. Unde ai văzut hoți? Nu vezi că inventezi? Că ei nu, ce inventezi hoți. Păi hai să inventăm și un dans, mă gândesc, că toată asta ne pricepe. Ce frumos e la cronică. Auzi, la voi se dansează în emisiune? Nu, da, aia mă uitam așa, că știi. Ambele foarte bine, adică foarte bine înfipte în emisiune, adică asta vreau să vă zic. La naiba în pui mei, nu văd ce vedeți la ele în pui mei. Ba, vezi ce vedem la ele, că în pui tăi ăsta e un... Dar nu interesează, la asta se referă. Ăsta este un personaj în viața de zi cu zi, Mișu Bendeac, este foarte... Bun, cronica cricotașilor cu Huidu și Căinușă! Plictisitor, vrea să spună, dar n-am mai apucat. În ceea ce urmează, doamnelor și domnilor, o să vedem de ce a început revoluția în Parlament. Lasă-mă să ghicesc. Te rog, parlamentarii stau treji. Dar nu, Stefie, parlamentarii vin la ședințe. Nu, încă nu. Parlamentarii înțeleg ceva din ședințe. Hai, o să fii serios, cineva, bă, băi. Deci, parlamentarii nu vor mai merge cu liftul,
ci pe scări, că așa vrea domnul Țopescu. El întotdeauna a fost așa un fan science fiction, știi, săracul. Mi-a plăcut și mie, mi-a plăcut. Cel mai simpatic parlamentar al actualei legislaturi, domnul Cristian Țopescu senior, are o inițiativă excelentă. Date fiind burțile imense din dotarea aleșilor, domnul Țopescu ar interzice lifturile și ar pune pe grăsani să urce scările, evident în parlament. Dacă fac o medie de greutate a senatorilor, e cam ridicat. Exercițiu fizic, urcatul scărilor. Cea mai bună metodă pentru reglarea ritmului cardiac, reglarea respirației. Bineînțeles că așa o inițiativă ce se referă la mișcare, sănătate și educație are și suporteri, dar mai ales inamici. E neconstituțional. De ce? Pentru că fiecare are dreptul să meargă pe jos sau cu alte mijloace. Am o problemă la un genunchi. Bun, am întrebat copii de lifturile, dar un pic de sport nu strică, mai ales senatorilor. Liftul vine greu și atunci scările sunt soluția rapidă. În viață e o greșeală să aștept liftul. Dacă domnul Țopescu ar face și un program de învigorare în plen, să nu mai doarmă aia acolo ca nesimțiții, ar fi perfect. Dar până una alta să înceapă cu scările și să continue cu maratonul. Cum care maraton? Maratonul casei poporului, băi. Mai am o idee, mai spre toamnă, așa? Să facem un maraton al Parlamentului, alergând măcar un kilometru pe aceste culoare foarte lungi. Ce e asta? Ce se întâmplă, măi, Dana? M-au tăiat căzând pe scări la Parlament. Prins cu dosare? Acum nu mai ai timp să te ferești. La DNA ai 40 de dosare cu 425 de șpăgi. Cineva tot o să te împingă pe scări. Foarte greu a putut să-l stăpânim pe Bendeac. El e obișnuit să facă repetiții, repetiții, repetiții. Am fost o dată la ei la filmări, deci au repetat. De 5-6 ori, după care 4 duble. Exact, deci să știți, deci, după ce a repetat de 5-6 ori, am mai intrat și 4 duble, deci de 10 ori știu totul pe din afară. Am plecat da, de am acolo. Înțeles că pe voi vă plătește la dublă, e adevărat? La duble dă greu, știi cum să vede la țară. Revenim la Năstase, la băiatul ăsta, la Năstase. Mi s-a părut super, super tare comparația cu Năstase. Diferența e că ăsta încă mai pică pe scări de la alegeri până acum. A tot căzut, frate, pe scările politicii, bum, 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 bum. Dar bum, să știi bum. Că nu o să cadă foarte jos, fiindcă omul ăsta are sprijin pe diferite paliere. Deci, mă înțelegi? Aș vrea dacă se poate să coborăm puțin nivelul discuției de la acest nivel înalt. Da. Până la jos. Nivelul adică, cu care ne-am obișnuit. Care... Sufletul meu! Exact. Mai avem puțin până la sufletul meu. Avem sufletul meu seara asta? Avem sufletul meu seara asta. Dar acum ce avem? Să coborâm să râdem un pic cu Marilena și Patrick. Ai ui! La Mămăruță în emisiune este jale mare. De când la Acces Direct se perindă tot felul de ligioane, la ProTV invitatele devin din ce în ce mai despuiate. Dar ce spun eu despuiate? Porno, frate! În plus, ni se pare jenant și penal să o aduci din nou pe matracuca de Marinela, de astă dată deghizată în scufița roșie. Pardon, scufoaia roșie. Și din nefericire iar cântă. Acum a virat-o pe house, gen. Și rădița m-a lăsat, dar a plecat supărat, că n-am să l-a sărutat. Dar a plecat supărat, că n-am să l-a sărutat. Ușurel, dragă, să nu faci explozie, că cine știe în cât timp te repar și ești din termenul de garanție. Mă rog, e o modă asta cu disperații lipsiți de orice urmă de talent care au invadat televiziunile. Priviți-l aici pe deja celebrul Patrick, solistul Parkinson, aflat la cea de-a doua melodie. El face rating acum și la Capatos, că la Mădălin Ionescu, ce să mai, a dat contorul peste cap. Nicio emisiune.
lasă-mă să-mi pun de gât de bravă. Oh, mamă, mamă, trage tu de scaun să mă leagă. Da. Nu știu dacă ați observat-o pe Marinela ceva mai devreme. Marinela era îmbrăcată în scufira moșie. Deci așa s-a dus acolo. Scufii mei moșia, sau cum era? Scufii mei roșia. Unde ai moșia? Roșia unde am, nu moșia, că moșia... N-ai nici roșie, n-ai nici moșie. Sau am o moșie și o roșie. De hai să revenim la scufița roșie. Ce se întâmplă? Adevărul e că mă și mir de ce am mai venit. Dar nu-mi cine să trecem, probabil că... Mișu se simte marginalizat, oricum lumea nu se înțeleagă nimic din ce e aici. Nu știu ce se întâmplă. Deci eu, făcând armata, am trecut deja prin glumele astea, dar în fine, să trecem. Da. Tu ai făcut armata, mă? Nu, n-am făcut. Deci nu înțelegi că dintre noi trei doar el a făcut armata? Deci nu înțelegi? Tu platfus, eu pile. M-a pus dracu să apăr patria. Doamnelor și domnilor, după ce am văzut-o pe Marilena cântând, acum am văzut și lupul. Uite. Unde e lupul? Unde? Uite-l. Uite lupul. Ce faci, lupule? Deci... Mă scuzați, ție asta, dragilor. Deci tocmai m-am întâlnit cu scufița aia roșie de Marilena. Ai mâncat-o, nu? Nu, no, nu. No. Deci așa arăt eu mai plinuț. Bă, sigur n-ai mâncat-o? Nu, no, am mâncat-o, sincer să fiu. Dar eu i-am mâncat doar corzile vocale. Aha, deci de-aia cântă în halul ăla, am înțeles. Cântă? Cum să cânte? Pe am crezut că urmă de durere, domne. Ier, auzi, hai v-am mâncat. V-am pupat. Poți să mistrați-ne, prietene, să știi că el așa joacă. Deși aici pare că joacă un pic mai... Dar joacă și oameni din când în când. Joacă și oameni din când în când, în general mai mult animale. Asta era o fază, scuze-mă, pot să zic asta. Era o fază absolut genială la teatru Ion Creangă. Că e lui Mișu, că el e mai... Dar spune-mi și mie ceva. Așa, era o fază genială la teatru Ion Creangă. Doi actori care se certau, e fază bune. Înțelegi? Și la un moment dat, unul... voi puteți să băgați bipuri? Bă, putem. Așa. Și unul se uită spre celălalt și zice: du-te bă-n c***a, mă, că eu am jucat și oameni. Și oameni? Am înțeles. Dar amândoi fiind îmbrăcați în tufe, știi? Vreau să rețineți cuvântul ăla, să-l împachetați dacă se poate și să-l tăiați din emisie. În sfârșit mă bucur că avem o emisiune înregistrată, pentru că dacă era live nu mai aveam emisiunea a doua oară. Ne-a fost coleg la radio timp de o lună și jumătate, într-o lună și jumătate a reușit să ia 3 amenzi de la CNA. Deci... Mulțumesc frumos! Stai jos! Stai jos! Acum avem un material în emisiune care la prima vedere pare a fi sinistru. Este sinistru, deci... Mă gândeam dacă n-ar fi bine, mersi că m-ați filmat, dacă n-ar fi bine să trec eu în partea elaltă, că el fiind centru, din când în când mă mai prinde și pe mine pe jumate așa. Mulțumesc. Nu, dar asta vreau să vă zic, deci urmează un material aproape sinistru, este vorba de un niște morți care s-au schimbat între ei și la final unul care face mormântări de lux. Groaznic, oameni buni, dar e de criză, aveți grijă. În ceea ce privește împământarea economiei naționale, avem o super mega ofertă PSD, PDL, PC. Hai că ai citit-o bine. Ai citit-o bine, dar asta este o reacție. Urmează după material. Băi, frate, după material o să mai zic din nou, adică... Vă prezentăm acum, oameni buni, două subiecte sinistre, dar pline de umor negru, de criză așa. Avem mai întâi o mormântare cu bocitoare care, din păcate, a avut parte de altă moartă. O recunoaște? Bravo, dar cum, dar cum? Păi eu nu recunoaște. Păi bun, sunt sigur că e ea acum? Acum sigur eu. Cât mai vedeți că asta e? Din nefericire, nimeni nu s-a prins până la gropar, care a văzut că baba nu încăpea în groapa făcută de el. Am fost, am făcut groapa. Am venit de la groapa, am măsurat să scriu, am văzut că e alt... E alt mort acolo, nu era mortul care era. Dacă nu o recunoșteam, sunt gropa aia. Și erau alte probleme. Oare cine să fie de vină? Evident că cei de la spital, care au livrat corpul, dar și bocitoarele care au plâns și au vărsat lacrimi de sânge pentru altcineva. Eu mi-asum toată responsabilitatea ca și director medical al spitalului. Vom face o mică anchetă și vom lua măsurile care se cuvin. Și cum la vremuri de criză, astfel de momente dureroase devin numeroase, iată aici și întreprinzătorul privat, care face rost de mormântări fastuoase, dar ieftine, să-și permită orice răposat. E un trend deja. Adică, spre exemplu, toate babele și toți moșii acolo când mă văd și ăsta, spun la copii, să nu cumva să nu mă duci și pe mine cu mașina asta. Mulțumim foarte mult pentru informații și acum să facem puțin tică reclamă. Atenție! Vrei un cioclu la calitate de Mercedes, astfel încât ultimul drum să fie confortabil și fără întoarcere? Iată omul! Nu, știi ce e mașina asta? Mașină. Da, e mașină transporta morți. Da, păi nu sunt morți. Sloganul este că toată lumea o să ajungă la mine.
Da, să vezi cum era Edno TV, așa, mormântări, te adică puteți face. Te-am văzut că după primul material ți-ai făcut cruce și ți-am oferit ceva ca dedicație. Mulțumesc frumos. În ceea ce privește în mormântările luxoase, iată câteva propuneri pentru ultimul drum. În loc de sicriu, decedatul va fi învelit într-o saltea de bani. Mai sunt îngropările bancare de criză, cu tot cu rezerve active și bonusuri directoriale. Să nu uităm de împământare economiei naționale, super ofertă pe DL, PSD, PC. Și chintesența trecerii pe lumea cealaltă la locul verdeață este cea mai luxoasă dintre toate, înhumarea în Maybachul pornit. Doamnelor și domnilor, amin. Pentru alte informații, accesați cimitirulcheridei.varză. Nea. Acum urmează bebelușele care te scoală din murți. Ce ieri, ieri e dans? Ieri e dans, asta îmi place. Vezi să faci numai dansuri? Uite, vezi, asta e problema cu emisiunea noastră, că e prea puține dansuri. I could sleep by myself, it would burn me alive. Find me somebody else, but I don't want to. Cotașilor la pachet cu Bendeac de la Mondeni. Vreau să vă spun că de fiecare dată când dansează bebelușul este cel mai cu minte. Rest face ca toți dracii. Deci nu te înțelegi cu el de nicio formă, nu poate să fie stăpânit. Păi tu crezi că a venit pentru voi doi? M-am prins că n-a venit pentru noi doi, dar chiar așa... La naiba, ce-ar fi însemnat asta? Chiar îți mulțumim pentru chestia asta. Ți-a gust o foie pe jos. Da. Apropo de foie, ai văzut că și voi prezentați cu foie acolo la voi în emisiune, nu-i așa? Noi cu foie? N-aveți... Niciodată! Dar ce aveți acolo în față, țineți așa? Când, domne? N-aveți așa un... Nicio foie? Un prezentare. Dar de la ce emisiune e? Vine, să trecem. Trecem acum la colegul nostru care umblă brambura sperind oamenii. Unde s-a dus el acum brambura? La Abramburica. Magi. Aflând că anul acesta în Europa se sărbătorește Charles Darwin, rockerul Grubaru și-a luat inima în dinți și s-a dus la Abramburica. Să o întrebe ce și cum. De ce au scos din programa școlară teoria evoluționistă? Păi e frumos, madam. Reintroduceți Darwin în programa școlară? Darwin n-a ieșit niciodată din programa școlară. Sunt foarte mulți voci care vă contrazic. Numai că nu a existat o lecție în care să se vorbească în mod, cum să spun, direct, teoria lui Darwin. Dar toată programa este în esență urmărește teoria evoluționistă a lui Darwin. Dar ca să dispară aceste comentarii, începând cu anul școlar 2009-2010, în cărțile de biologie de la clasa a 8-a și respectiv de la clasa a 12-a, chiar sunt lecții dedicate special teoriei lui Darwin. Spuneți-mi, cum rămâne cu orele astea de sport? Avem, mă rog, copiii noștri vor avea una, două, trei, vor fi facultative, vor fi obligatorii. Toată lumea s-a inflamat pe marginea acestui subiect. Cum rămâne cu nebunia asta legată de sport? Aș vrea să-mi permiteți să explic. Inflamarea de care dumneavoastră porniți, cred că a avut o drept origine proasta comunicare pe care ministerul a realizat-o pe această temă. Acum, sportul are între 3 și 5 ore, minimum 3, maximum 5 ore. Orele acestea, ore este în trunchiul comun, se normează automat profesorilor de educație fizică, celelalte 2 ore se normează profesorului de educație fizică dacă acesta își constituie echipe pe baza opțiunilor pe care elevii le exprimă. Ca să mă despart așa de noastră, că îmi sunteți foarte simpatică și trebuie să vă spun asta la plecare, într-o notă mai cârcotească, așa, în nuanța emisiunii, acum ceva timp când am venit la domnul Hârdău și am luat un interviu în ministerul ăsta, la 2-3 săptămâni a fost demis. Acum, iar ceva timp în urmă, când am venit la domnul Adoniței, i-am luat un interviu, la 2-3 săptămâni a fost demis. Vă urez să aveți mult succes și să țineți piept tuturor provocărilor ce vi se întâmplă în perioada asta. Trebuie să mărturisesc telespectatorilor că este miezul nopții și nici departe, e departe de gândul de a pleca acasă, doamna ministru. În concluzie, mai mult sport, da?
Darwin există în școli? În concluzie, mai multă educație, da, și prin sport, și prin toate orele din curriculum. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc mult de tot pentru timpul acordat. Din Ministerul Educației, alături de doamna ministru pentru Cronica Crăcotașilor, Cristi Hrubaru. La revedere! Dați-mi voie să o contrazic pe doamna ministru, deoarece Hrubaru n-a fost în stare. Nu, nu există teoria lui Darwin în cărțile pe care ministerul le aprobă. Și nu, sportul a fost scos în afara orelor din trunchiul comun, păi, cum da, s-a spune. Se fac cel mult 5 ore, cel puțin 3, adică una. Cum a venit? Da, păi și... zi. Doamna ministru avea dreptate, nu a scos Darwin pentru că nu l-a băgat. E greu să scoți ce nu bagi, asta și nu mai bine decât tine, uite. Mă rog. Apropo de Darwin, ziceai că... Da, domnule, de fapt, ce spune această teorie? Că, această teorie? Că toți ne tragem din Nikita, nu? Adică... Sufletul meu, viața mea! Plângeam când te-am auzit la zoo, mulțumesc! Urmează tâmpenii din Tembeliziun, că tot ai adus aminte de aceste personaje fantastice. Uite ce rici! Nu mai trage de părnat, mă-mi pace! Bun, haideți să vă spun eu ce s-a întâmplat. Deci ne-am uitat la Abraham Burica, de, după cum a vorbit ea, îi spunem Aburica. Aburica, da. Asta să ștergem televizoarele și să mergem mai departe, ai dreptate. Facem acum o tură pe la Tembeliziun și vedem greșeli haioase fără de care televiziunea modernă n-ar avea niciun chichirez. Iată aici pe domnișoara Pufulescu, cum se face ea frumoasă. Corespondentul nostru, Valentina Pufulescu, se află la aparatul Victoria. Valentina, care este concret rolul acestui comitet, dacă ne auzi? Cred că nu, vom reveni la corespondentul nostru. Geaba încerci să te faci frumoasă, materialul e de vină. La același tip de transmisie, de asta dată, GSP-ul are la stadion o căpriță speriată care nu știe pe ce lume se află. Cosmin! Bună seara, domnilor și domnilor! Fată, fii și tu mai atentă, fată, că dacă îl pierzi pe Gigi, de la interviu se duce dracu trei sferturi din audiență, tu! Bună seara, domnilor și domnilor. Rămânem la transmisiuni sportive, dar înlocuim tuta. Dan Dabanu îl are, am înțeles, chiar pe Alexandru Boc, observatorul acestei partide, dar și pe Perge de la Rapid. Bună seara, la bun găsit, domnilor și domnilor. Păi ce facem, dragă? Ce facem? Ne concentrăm și noi puțin. Dan Dabanu îl are, am înțeles, chiar pe Alexandru Boc, observatorul acestei partide, dar și pe Perge de la Rapid. Bună seara, bun găsit, domnilor și domnilor. La Prima TV, în emisiunea Oanei, avem parte de o scenă incredibilă. Fata salvamar, adică cea care trebuie să-i salveze pe balamuții ce plonjează în apă, are reale probleme cu echilibrul. Mișu! Un adevărat căpitan de echipă, ce să zic. Cum e de căzut în apă? Opa, salvamarița noastră a căzut! Ușurel, ușurel, dragă, că n-au intrat zilele în sac. Unde te grăbești așa? Mișu! Un adevărat căpitan de echipă, ce să zic. Cum e de căzut în apă? Opa, salvamarița noastră a căzut! Și încheiem calupul cu The Money Channel, sau televiziunea falimentului global. Întreaga lume este tot mai atentă la mediul înconjurător. Încălzirea globală, poluarea, au devenit problematici mondiale. Hai că ai fost foarte simpatică. Mai întâi adormită și apoi te-ai trezit din bâlbe. Întreaga lume este tot mai atentă la mediul înconjurător. Încălzirea globală, poluarea, au devenit problematici mondiale. Bravo! Aș vrea să vi-l prezint pe unul dintre balamuții care se aruncă în apă. Balamuți? Da, ce cuvânt e la balamuți? Care dintre voi de-a inventat un asemenea cuvânt eu, pentru omul pe care l-ați invitat în studio? Eu l-am invitat, dar să știi că omul care l-a... omul pe care l-am invitat în studio n-are nicio legătură cu personajul care se aruncă în apă. Nu, deci, acum da. Dar ce înseamnă balamut? Că n-am mai auzit cuvântul ăsta. Este un malamut? Este un câine. Malamut? Da? Balamut este de la balamuc. Mi-a alea, mă, două babe malamute au venit ca să se... ducă la munte. La munte, da. Sigur. Băi, fata care a căzut acolo este prietena mea. De ce te-ai luat de ea? Este prietena ta bună acum, vorbesc serios. Și ea e prietena ta? Bă, clar, da. Și ea. Pe bune, are chiar o relație stabilă de 3 săptămâni. Vă rog să... nu vreau să-mi faci de râs, dar... O, serios, adică... Adică, stați un pic, stați un pic.
Că dar până la reluare s-ar putea să nu se știe. Deci, ești sigur? De ce s-a împiedicat, fata? De ce a, pe ce a lunecat? Cum de ai... creșterea economică. Creșterea economică și... Dom'le, deci m-ați chemat să mă faceți balamuc. Balamuc. S-o arătați pe iubita mea. Balamut. Cum așa, așa. Așa, s-o arătați pe iubita mea cum se împiedică. Ar trebui să... Ar trebui să plec! Înțeleg? Dar nu, nu stai, plec. Mai stai, mai stai, stai. Mai stau. Mai stai, stai să vedem by. Despre ce e vorba aici, că se știe, se poate și mai rău. Doamnelor și domnilor, formula de înscriere... Am văzut că l-ai invitat și tu pe Ianțu la tine în emisiune. Da. Mai acum, sincer, deci da. Am primit o directivă de la conducere da. Să ne invităm între noi. Da. Asta este. Da. V-am ultima spus adevărul. Da. Eu am fost adezbrăcatul. Da, așa, așa, mă rog, fiecare cu fiecare. Hai să revenim. Trupa Jukebox a făcut un casting. În urma castingului au rămas 10 fete. Nu pot să le zic cum ți-am zis. Îmi dai mie numerele de telefon după. Da. Răducanu Luciana este căsătorită, deci nu-ți dau. De punem... Este din București? În schimb, Manole Angela din Buzău este necăsătorită, dacă îți dorești, te rog. A, nu, ele vor cânta în această seară, după care le veți vota alături de celelalte 8, două ați văzut, pe site-ul www.trupajukebox.ro, acolo unde băieții chiar vor să-și găsească două fete care să cânte. Imediat o să le auziți pe fete cum cântă. Vă ținem pumnii, fetelor! Vă ținem pumnii! Imediat după publicitatea la Cronică, vin bâlbuțe televizate. Dinamo se poate distanța din nou la nouă lungimi de undă dacă învinge ce se otopește. La Medellin în emisiune se prezintă Făcături. Ce mișto! Da, bravo! Dai, Hrubaru o vizitează pe Iulia Vântur. Vă pup, băieți! Răduleasca e nervoasă. Așa ceva este inadmisibil. Mă, păcătoși sunt. Avem și Topul Rușinica. Pensionari, pensiile mărbuie! De timpanul meu, care bună a fost efectiv atacat de... Oameni buni, iată, avem și solistă, și orchestră, și, și domnul Bendeac, mă da. Simt ca la Mamaia. La Mamaia! Ursulescu! Domnișoara se numește Manuela Angela, este una din pretendentele la câștigarea titlului de Miss. De, nu, cum se numește? Cântălușe. Este necăsătorită și este din Buzău, revenim la emisiunea noastră. Domnul Bendeac, să știți că s-a acomodat după prima parte unde a fost mai tensionat. A zis că vrea să plece, dar... Primele două dansuri ale bebelușilor au fost mai grele, următoarele 6 vor fi foarte ușoare. Mai sunt 6? Mămica mea! Ai fost cuvinte, primești bonus. În ceea ce privește tâmpenile din televiziune, ele sunt multiple și le avem, ca de obicei, semnalate de către ascultătorii și telespectatorii fideli la www.cârcotașii.ro. Ai intrat pe site-ul la vreodată? Pe Cârcotașii, dar tu ai intrat pe mândenii.ro? Băi, am intrat, frate, și era una care urla la mine. Hai, eu eram de mândeac cu deștari pe ruidile! Chiar mă întrebam, când o să zici cuvântul ăsta la noi în emisiune? Când trebuia să-l strecori undeva? Cam înțeles că îl dai și în autografe, în fine. Eu în autografe niciodată.
Salutări tuturor cronicarilor pârâcioși care ne ajută săptămână de săptămână la www.cricotașii.ro. Începem cu o duduie care duduie la irealitatea. Nu știm cine, ce și cum a angajat-o, dar pentru cronicuță este aur de 24 de carate, frate. Însă Dinamo se poate distanța din nou la 9 lungimi de undă dacă învinge CSO Topeni. Deci Dinamo se distanțează la 9 lungimi de undă. Wow! Dar nu vă supărați, ce sunt alea? Însă Dinamo se poate distanța din nou la 9 lungimi de undă dacă învinge CSO Topeni. Ne mutăm acum cu atenția către cea mai mare infecție televizată a momentului, absces din rect, unde chintesența vulgarului acționează asupra spectatorilor. Că au și început să se scoată din... Avem un moment, în emisiune. Da, putem să intrăm în publicitate acum și să revenim după aceea? Se poate face? Hai să luăm publicitate, că avem un moment mai puțin plăcut aici, în platou. Slăbuț, domnul Medelin. Pentru o audiență maximă, trebuia să puneți fata cu burta în sus pe masă și să chemați din public un doctor Mengelescu să-i facă autopsia. Au și început să se scoată din... Avem un moment, în emisiune. Da, putem să intrăm în publicitate acum și să revenim după aceea? Dar de ce credeți că a leșinat fata? Pentru că l-a văzut pe Mircea Nestoian cu noua sa freză de panchist într-o încercare reușită, firește, de a parodia întâmplarea cu paparuda de Naomi. Am fost prins și umilit. Mi-au pus păr. Cine? Un grup de 4 melomani m-au atacat când ieșeam de la librărie. Mi-au zis, cine a câștigat festivalul Mamaia în 1983 și n-am știut. N-ai știut, Naomi? Aveau două mâini stângi, ăia de la noua dreaptă, care te-au coafat în halul ăsta, Brenea Stoiane. Și apropo de Naomi, să știți că arătarea vrea să plece, să părăsească tărâmul natal și să se ducă să facă un ban cinstit în Germanica, punând dodoul la bătaie, că e tristă rău viața de artist. Eu de 6 ani de zile... Eu nu o iubesc și n-am fost iubit. Eu mai știu ce este asta. Îmi iau clientul și zic, uite, m-am căsătorit, mă iubește. Cum e să trăiești mai așa cu iluzii, cu iluzii? După cum vedeți, promiscuitatea și prostul gust nici măcar nu mai sunt disimulate. Ele lovesc din plin. Dar cum e să te gândești că poate mâine, cu tot cu prezervativul ăla, poate pățești ceva și n-ai bani puși deoparte pentru sănătatea ta? Că la un moment dat o să mă afecteze, nu? Să stai 2 luni într-un bordel, 20 de ore pe tocuri, ce eu n-am voie. Auzi, mă, pițifelnicule, dar niște muncă cinstită, mult mai puține ifose, plus o curățenie generală, corporală și morală. Nu servești? Nu că ți s-a pleacă, nu? Am alergat și am muncit ca o proastă toată viața. Stă bine tu însă, găinușe! Găinușe-i preferatul meu! Te-ai gura lui ciochelare! Băi, m-am întors din Italia așa frumos, am văzut Madridul, Bruxelles, frumos de tot! Super, m-am cântat în piațetă, am făcut și altceva pe străduțe, hai de mama mea! Auzi, dar vreau să te întreb... Ce-ți mai place rolul ăsta? Ce-ți mai place, pasăre rău, bă? Ăia care te-au tuns aveau 2 mâini stângi sau ce s-a întâmplat? De ce? Pentru că te-au tuns frumoase! Hai care mai bine, așa dă-mă dracu de ștar, pentru că... Hai material acolo. Chiar material primi mai... Ce se întâmplă dacă nu se întoarce Naomi din... Dacă nu se întoarce? Ea de acolo, de la serviciu. Ești nebun, n-avem cu cine rămâne, sexy brăileancă. Sufletul meu, viața da, mea. Sufletul meu, viața, dar aveți destule, stai liniștit. Urmează fetele noastre care dansează, dar tu ne fii preocupat de fete, în general. Da. Fetele Gilmore! Opa! Bebelușele noastre, Cristinica și cu aia mică Ionica, ambele din garnitura tânără, cum ar veni, chiar foarte tânără pe alocuri. Mutați gândul, mutați. Uitați-vă la Bendeac,
ai zice că e un îngeranj, nu mai reper. Uite-ți, ce ochișiu are. Și că el e nevinovat. Dar știți de ce are? Dar știți de ce are eșarfa asta? Ca să nu se vadă urmele de la strânsul de gât. Cine m-a strâns de gât? Cine te-a strâns de gât? Aș putea spune că sufletul meu, viața mea? Nu, aș putea spune că generică, dar nu vreau să spun chestia asta. Care generică? Știți dezbrăcatul, mă, ce melodie a lansat? Ce melodie? Aia după cerul al lui proconsul. Știm, nu. Dacă te nu l-ar putea să te calce în fața mea. Bendeac. Bendeac. Nu te văd bine. Salutăm pe generică, să știi. E prietenul nostru. Sănătate, sănătate. Nu puteam. Ce chestie, ce coincidență. Amândoi sunt prietenii noștri. Nu, să trecem, să revenim la emisiune. Lasă, Bendeac, nu fi supărat. Nu putea să treacă emisiunea asta fără să golim puțin tomberonul Antena 1, adică să ne uităm la emisiunea Acces Direct. Oameni buni, dacă Antena 1 a ajuns OTV 2, mă întreb cum or arăta emisiunile care imită Acces Direct. Păi nu l-ai văzut pe Guță la prima? Trebuie să... Hai să mai scorbonim puțin. Eram în studio cu el acolo. Și? Se aransa berberița, are în jar, e frumos. Auzi, dar poți să faci dinții ai lui? Nu, chiar în halul anul. Ultima coproducție de televiziune și cea mai încărcată de nescuzați rahat este celebra Acces Direct, unde colegul Mădălin Ionescu și-a dat arama pe față. Dintr-un pseudo-intelectual trist a devenit un păcălici însetat de audiență și evident de telespectatori lobotomizați. Dar să vedem cu ce se mai ocupă emisiunea, de exemplu cu niște săteni amărâți care se ceartă pe o bucată de bătătură. Vă întreabă Mădălin dacă sunteți ciufulit. Nu e nicio problemă, domnule. Ciufulit cu dânsul, da. Nu, l-a bătut cineva, în sensul ăsta. Nu, asta, de sus, la spune acolo. Ce s-a întâmplat? Ați consumat ceva și astăzi? Asta e ținuta lui. Cu domnul Mădălin. Sau l-a bătut cineva? Asta e ținuta zi de zi. E parfumat, normal, că e după amiază. Și dacă nu gustă ceva, avea arsuri. Dar să o ascultăm și pe doamna, că și are ceva de spus. Mi-aruncă cu pietre în porumbar, mă face m***istă, sculamentistă. No, aleu, hei, hei, ce facem? Solistă, avem, ce facem, folosim figurație de-asta în zona filmă pentru adulți. Tu ce ți mă dracu, pălar face numai basara, beam pe mine numai curvă. Trist și patetic să folosești niște oameni sărmani pentru a face un ban pe criză. Urât, domnul Medelin, urât, nu prea stați bine la conștiință. Dar ce te faci când un popor blajin ca ăsta al nostru nu mai generează scandal? Cum ce faci? Difuzezi o făcătură. Am o problemă, deci terenul meu nu numai... Dumneavoastră ați invitat întotdeauna pe persoane care, nu știu, n-am nicio treabă aici. Dar eu am o problemă de-a mea. Am mă cu Bă, stai, ce se întâmplă aici? Bă, băieți, ce se întâmplă? Ce mișto! Da, bravo! Dai! Hai, mă, să și cântăm! Vai, ce făcătură ordinară! Ăia doi se bat și se ceartă pentru audiență. Așa de ochii lumii, că în realitate fac balet. Ce mișto! Da, bravo! Dai! Hai, mă, să și cântăm! Nu înțeleg de ce aplaudați chestia asta. Iată, avem rezultatele ultimului studiu cu copii, fiți cuminți, cu privire la profilul telespectatorului de la Acces Direct. Medelin Ionescu și invitații săi sunt urmăriți în general de profesori universitari, absolvenți cu două facultăți, director general și copii olimpii supradotați. Uitați. Da, sunt toate la un loc, mă uită. De asemenea, aceștia preferă spectacolele de operă, merg la Ateneu, da, citesc Schopenhauer și Balzac, mai ales Balzac, și preferă arta abstractă. Cine? Dar iată, avem și profilul invitatului de la Acces Direct, dar ce reprezintă 185? IQ-ul! Wow! 185 e mare, mă! IQ-ul total al invitațiilor în emisiune, da. Că toți la un loc noi, mă! Cum ar veni? Da, să știi că nu, semeni foarte bine. Ai fost vreodată, te-ai invitat vreodată? Acum poți să zici tătulea că era pârnaie, adică știu să făcea cichează. Apropo de IQ mare, să știți că este un personaj la noi în emisiune, are părul chiar mai mare decât IQ-ul, adică personajul ăsta, hrubarul, și cu personajul ăsta ar face cam cât doi oameni normal, din punct de vedere al părului, vreau ar să zic. Ar putea capilare. Pentru că din alte puncte de vedere te bate hrubarul de te-ndoaie. Măi, păr bogat, nebunule! Faci mișto de oamenii amăreți. Săptămâna trecută am văzut-o pe Iulia Vântur puțin dezorientată. Bună dimineața! Și vă
găsit la știrile dimineților de weekend. Imediat rockerul Grubaru și-a făcut planuri să se ducă să o întrebe pe Julețica cum se mai simte. Tu, craiule, tu! Să rămână, ai venit la concert, ce te aștept să vezi în seara asta? Muzică foarte bună, eu știu ce cântă Smiley, deci așteptările mele sunt foarte mari. Dar tu ai certată cu Marius, n-are nicio legătură cu concertul, nu? Sunt certată cu Marius, nu crește. Am înțeles. Începe un nou sezon, dansez pentru tine. Bineînțeles. Ne furnizezi și nouă niște chifteluțe în sezonul ăsta, ca de obicei? Bineînțeles, nu vă dezamăgesc, cum să... Spune-mi acum, lasă două secunde și te las. Spune-mi acum cât ai despărțit de Marius Moga, mai ai de dublări de la de personalitate, mai crezi din când... N-am avut niciodată. Cum? N-am avut vis, a fost doar. Pe noi e aici la surpriză, surpriză, ți-aduce aminte de treaba asta? Da, da, ce-a dacă nu, tu de ce mai râdeai acum? Pe bune, nu trebuie să vă dau și eu puțin așa, ceva picant așa, să aveți de ce să râdeți. Data viitoare vă vine pentru altceva. Păi uite, hai că o să vedem, poți să aranjezi, să fac ceva. Ne promiți că ne dai chifteluțe sezonul ăsta? Bine. Hai ceva pentru Șerban și pentru Mișu și plec, să rămână. Ceva pentru Șerban și pentru Mișu și plec. Vă pup, băieți, mult succes mai departe și bebelușelor, sunteți superbe. Să rămână, mulțumim, pa, la revedere. Pa, pentru Cronica Cârcotașilor, aici, bă, Cristi Hrubaru, pa. Confundat, că în general confund dansez pentru tine cu surprize, surprize. Putea, da, să zic că loc de Cronica Cârcotașilor, mi-e și frigă să zic ce emisiune, că poate cine știe ce este. Parte de carte, dragă, parte de carte. Numai că astăzi, în seara asta, nu e Cronica Cârcotașilor, Cronica Mondenilor, dacă... Da. Cronica Mondenilor cu Mișu Bendeac, bine, mă, bravo! Să rămâna! Să știți că Grubaru ăsta în ultima perioadă sunt foarte supărat pe el, o cam vântură așa. De... Și o cam fâlfâie un pic. Ca să trecem la subiectul următor, să spunem că țara arde și Miaela divorțează, dragă. Apă bune că am uitat din cauza asta de criza financiară, de femei, de falimente, de scumpiri, de toți politicii. Bă, aia, dacă divorțează și Andreea Marin, nici nu o să observăm când ieșim din criză, dragii mei. Apropo, Miela încă n-a ieșit din criză. Din criză? Din criză? Am văzut o frate la televizor. Xanax, Xanax, Xanax. Mare scandal mare la Antena 1. Mihaela cea nebătăioasă cu Dani cel viteaz trec prin clipe grele. Colegii Divei s-au aliat și au lovit-o într-un mod mârșav. Lucian Bâlbuță a făcut un interviu cu fostul soț și l-a prezentat într-o lumină favorabilă. Iar Răduleasca s-a făcut foc și pară pe antene din cauza asta. Aș vrea să le bat obrazul unora dintre colegii mei care au uitat să fie jurnaliști și să ceară adevărul de ambele capete sau din cele trei surse clasice ale jurnalismului și au preferat practic să fie cumpărați de banii unui milionar. Și n-ar fi nimic, dar prietenii Mihaelei din presă s-au apucat să devină paparații neprofesioniști. Și de aici un scandal în plină stradă între Mihaela Rădulescu pe de-o parte și polițiști plus presari pe de altă parte. La un moment dat eram înconjurată de 15 bărbați, toți grămadă pe mine. Probabil că dacă n-ar fi venit Dani în... secundele următoare și băieții de la sistem care întâmplător locuiesc în același bloc, la momentul ăsta eram linșată de 15 bărbați români, dintre care jumătate angajați de la Libertate. Cel mai nevinovat în tot acest văluc media e Dani Sărmanu. Priviți cât e de bulversat. M-a sunat de pe un telefon care a căzut pe jos și am auzit atât. Dani cheamă poliția, coboară și voci de bărbați. Tu cum reacționezi la asta cu femeia ta jos? Femeia ta? De parcă ai cumpărat o halcă de carne la o tarabă, bă, Dani. M-a sunat de pe un telefon care a căzut pe jos și am auzit atât. Dani cheamă poliția, coboară și voci de bărbați. Tu cum reacționezi la asta cu femeia ta jos? E Mihaela, nu e femeia ta, că așa a fost și femeia ăstorlalți, până s-a plictisit și a trecut la o bucățică mai bună. O fi frumos? Că așa ceva este inadmisibil, să ajungi ca un șofer dintr-o mașină și un paparazzi să te calce cu mașina într-o parcare. Frate, vreau să vă spun că am intrat pe net, că asta e noua mea pasiune, intru pe net să văd pe unde sunt bannerele cu cârcotașii și asta vreau să văd ce se întâmplă pe acolo și am dat pe ocazii.ro unde am găsit acest dispozitiv senzațional de localizare și urmărire GPS, ascultare soții infideli. Deci dacă vă doriți... Asta e pe bune sau e? Da, da, e, peste, e pe bune, e pe bune. Da. Vorbesc serios, e chiar pe bune. Ți-a aduce aminte că avea Angel un banc, nu știi? Cu Peng Li, care era detectiv particular, ți-a aduce aminte? Nu, deci... eu mă gândeam la tâmpire, dar nu pot să cred că acum se transformă în bank show emisiunea, te rog. Nu, nu facem bank show, nu, hai de da, da, aparatul să mă gândesc unde se mă, lipește, se bagă, se... Mă rog, mă, că și răutăcioși și acum, dacă se uită la televizor, spun dacă avea bodul așa ceva. A, adevărat, auzi, eu nu-ți mai plătit tu toate polițele la noi în emisiune. Da, lasă-ne, mă, scuze, mă, dar am și, băi, e autoironie asta, pe e bune, autoironie. Da, da. Ia uite-te la mine, da. Ești bolnav de autoironie. Da, dau pe afară. Adevărata întâmplare din parcare chiar acum de aici apare. Ce am, domne, de vorbesc în versul cu voi? Lasă, bine, cel puțin că nu vorbești singur ca Răduleasca, adică... Stai, mă, ce faci, mă? Ia stai, mă. Cim? Ce vreți, mă? Ce aveți cu mine? Ce aveți? Nu v-ați saturat atâtea paparații, atâtea fotografii, ce?
Dar cine sunteți, că nu vă recunoaște? Cum cine sunt? Sunt Mihaela Răpufnescu! Criminalilor, vreau să mă omorâți cu mașina! Dar ce-am făcut, doamna Mihaela? Cum? Ce-ați făcut? V-ați fotografiat! Dar nu v-am fotografiat, că nu v-am recunoscut! Cum nu m-ai recunoscut, măi, băiețel? Și de ce nu mă fotografiezi acum? Ce nu-ți place de mine? Vă-mi place, doamna Răpufnescu, normal că eu, uite, mamă, ia stați, stați. Așa. Păi, normal că vă fotografiază, că ce mie îmi place. Că tot mereu mă uit la emisiunea aia dumneavoastră, surpriză, surpriză. Ce la mai faci? La ce emisiune te Ștefan, ce mai faci? Costelele încurce doamna Răbuvnescu, bă, nu e Andreea Marin. Sunteți niște nenorociți, m-a săturat. Dar te rog frumos, cheamă poliția. Imediat, Mihaela, dar ce vă lași, mare femeia mea? Chiar, auză, tu fumezi? Păi mi-am pune așa o țigare. După ce că mă omorâți, mai și fumez, nu știi că sunt în campanie antifumat? Mamă, deci, doamna Mihaela, dacă veneați decât în chiloții aerosii, poate vă recunoșteam. De ce să trăiți, mă scuzați, comisarul șef Cristian Nicovală, deci ia să spuneți mie ce se întâmplă. Deci, ce în primul rând, că se vede cu ochiul pe liniște. Deci, dumneata și dumneata sunteți doi paparații nenorociți care ați bruscat-o pe doamna Mihaela, ați blocat-o cu mașina și după aia ați vrut să o fotografiați. E adevărat că au vrut să vă fotografieze? Evident că este adevărat. Deci haideți la secție nenorociți. Păi n-am făcut nimic. Mișcați-vă. Ștergeam telefonul de praf. Doamna Mihaela, v-am spus, dacă ajungeți aici în barcare, sigur o să vă întâlniți cu paparazzi. Ce să? Na, numai puțin. Dănuț, te pup. Să ai grijă de tine și să fii cu minte. Auzi, să-l put pe domnul Răzvan din partea mea. Mulțumim, domnule. Mergem acasă, Dănuț? Da. Mergem, haide. A fost, doamnelor și domnilor, Mihaela Răbufnescu, cea mai tare din parcare, ați văzut. A dat parcare la o parte până s-a făcut pe măsura ei. Am înțeles acum că s-ar fi autosesizat poliția, fiindcă diva a furat geanta fotografului. Băi, deci sincer, l-ar fi luat și pe fotograf, dar era amărât săracul, nu tu milioane, nu tu porșane, case sau afaceri. Deci... Bă, mai bine că nu l-a pus pe pietul, că-i va la filmul. Fetele noastre, doamnelor și domnilor, sunt mult mai cuminți. Ele nu umblă noaptea prin parcări, nu sunt fotografiate de paparazzi. Și nu umblă cu bendec. Da, asta e partea bună. Asta e cea mai bună parte. Pentru el. Pentru el. Pentru tine... Bebelușele noastre, una e de la Cluj și o cheamă Iona, că la ea nu există Ioana, există Iona, și cealaltă e Cristinica de la noi din București. Dar de ce nu le dați să mănânce? Dați-le să mănânce ceva. Le dăm să mănânce, ele mănâncă foarte bine. De ce? Care e problema? Numai sunt McDonald's, prea slab, mă. Sunt slab. Salută-ți și tu colegele din emisiune, spune de te rog colegele, frumos. Zi de Zeța, zi de Zeța, zi de Grămoșteanu, zi de... Grămoșteanu, Angel Popescu, vă iubesc, uitați unde am ajuns. Dar mâine vin la filmare. Vine la filmare, stai. Chiar dacă n-avem, dar... Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că înainte să vin aici vorbeam cu Bendeac pe hol și l-am întrebat, bă, ce-ți place din Top Rușine? Că ce mi-a plăcut aia unde a venit ăla și a început să scuipe pe toată lumea. Zic, bă, nu mi-aduc aminte, cine să fie la noi în Top Rușine că să fie unul care să scuipe pe toată lumea, să jure pe toată lumea? Bă, Giovanni, nu era Riciu. Păi vezi că ești prost. Păi vezi că ești prost, că ești ultima zdreță, că ești prost. Băi, de capul tău că ești prost, ești ultimul prost. Și că ești al doilea prost. Un prost și un prost cu un ochelar. Băi, de capul, bă. Cum du-te dracu că ești prost? Și cum du-te dracu că ești doi prost? Și pleci din emisiune și-ți faci aroganță că ești prost, băi, de capul tău. Că dacă te bat, mă dai judecată. Tu, du-te dracu că ești prost. Ești prost. Și voi și de la Mondeni, niște prânzi! Păi ia vorbiți noi, vorbiți, da! Păi vă scrie dezbrăcatul și la voi și la de la Mondeni, mă! Dezbrăcatul vă scrie pe toți! Tu! Gata, am curățat-o studioul. Știi ce se întâmplă? Am senzația că tu ți-ai plătit niște poliți aici. Adică ai fost... Deci am luat-o... Ai fost prea real. Bă, dacă te-am deranjat cu ceva, dacă te-am deranjat cu ceva, cu faptul poate că avem ratingul ceva mai mare, dar în fine, nu contează. Da, când am mai iert, am înțeles. Fumat. Da, materialul, bă, ia Stop Rușinică, că-i luăm YouTube. Stop, 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 Rușinică. Mi-e frică de bau-bau. Dar cântă melodia, acum, dacă tu ai zis. Mi-e frică de bau-bau.
Nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau bau. Nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau bau. Bau, bau. O, la naiba, să vă spun ce coșmar îngrozitor am avut. Se făcea că sărutam o fată. La naiba. Asta este numai mâna lui Bau Bau. Bau? Bau? Dar mă țin tare și vă spun despicat, răspicat, că nu mi-e frică de Bau Bau. Pe cap mă gelez, pe piept efilez, la ultraviolente eu mă bronzez. Bau? Prietenii mei sunt niște grei, ragit au brățări la genunchi cârcei. My name is Bau. Bau Bau. Chichi Bau Bau. Sunt mascul feroce și vin să te iau. La naiba. Să fii mai puțin înalt decât doamna Chiove și că nu te mai vezi de la tribuna asta. O să vedem ce o să facă domnul prim-ministru. Voi vorbi de aici, de la prezidiu. Sunt Emil Bol și am un mesaj important. O vom duce cu toții mult, mai mult, mai mult. Important pentru țărani este să... Pensionari, pensiile vor... Impozitul pe salariu va... Ajută! Mesaj și mai important pentru țărani. Vor... Toate pensiile. Importul cu 50%. PIB-ul cu 60%. Uleu, uleu, ce fac, ce fac, ce fac, ce fac, mă fac, ce spun șeful? Pitbull. Pitbull îți dă lari. Uleu, uleu, șeful, trebuie să minți ceva, că acum mă văd. Campion de Skanderbeg. Păi pe vremea când făceam eu antrenamente și când făceam haltere, am pus echipa de lui Bianchi. Cum adică ați făcut scale? Pe toți. Lotul de cascador de la Buftea, lotul de olimpic de luptă al României. Cu... Stimați telespectatori, bună seara! În prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu a avut loc cea de-a 15-a Olimpiadă Națională a Pacienților. Cel mai iubit fiu al națiunii i-a înmânat tovarășului Valium Tudor Corneliu, pacientul numărul 1 al țării, medaliile. Medalia de aur la curling pentru abnegația și talentul său deosebit ca și poet de curte. I-a fost conferită Steaua României pentru victoria în proba de stăniuță obținută după o luptă crâncenă cu pacienții imperialiști americani de la Generalul Hospital din Chicago. Medalia de aur în Tour de France, proba Tour d'Infirmerie. Medalia de platină pentru proba fuga din spital 100 de metri liber și 400 de metri legat. N-am forță în alte privințe, dar pârghia este asta. În final i-a fost conferit Ordinul Porțile de Fier pentru brațul său de fier pus în slujba partidului. Parcă aveam un drug de fier aici, deci adică puteți... nu Și puteau... ce, acum v-ați pierdut exercițiu? Nu, și acum pot să pun 10-15 oameni ușor în frunte cu tine. Singura probă la care tovarășul Valium Tudor Corneliu a fost învins a fost proba de bowling, confruntarea cu bowl românesc decorat cu Ordinul Muncii clasa 1 pentru producția record de lapte. La revedere și multă forță de muncă, tovarăși! Top, 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 Râșinica! Da, a fost o Râșinica de la colegul Silviu. Vreau să vă spunem așa că am făcut o mică pauză, am vorbit, am povestit. Ne vom întâlni cu tovarășul Corneliu și puțin mai târziu în emisiunea noastră, da. Pentru că nu e așa, până acum două zile iubeam Ondenii, mai ales pe Gramoșteanu, că... Pe Gramoșteanu, da. Da, că e de acolo, e, da, e... Are pregătire sanitară sau...? Cred că da, că a făcut școala de asistente sanitare, dar acum nu vă mai iubește. No, acum ne vrea cu vată în nas. Nu numai pe tine, ci și pe noi. Dar știți de ce? O să aflați imediat tot în Cronica Cricotașilor. Mergem mai departe, am ajuns la momentul oportun pentru a face un moment când... Unde suntem? Momentul când... Știi pe tatulici?
Da. Te rog. Deci, dacă știi, se tund la același frizer, normal că știe. Pe tatuaj, da. Nu trebuie să zic că un om deosebit, foarte, foarte prezent în televiziuni și în ultima perioadă foarte răcit și înfometat. O să vedeți imediat. Aoleu, răcit, nămișu? Da. Avem acum la cronicuță un nene tatulici care este răcit, dar și scârbos. La început au fost micromucozitățile. Vă urez spor la treabă. Doamnelor și domnilor. Dar pe parcursul emisiunii, aceleași mucozități, deși îngurgitate, revin. Mai adăugăm și poluarea care vine de la combinatul din Slobozia. Și poftă bună, și asta n-ar fi tot. Porția se mărește pe moment ce trece. O să aveți imaginea dificultăților prin care trece zona. Bea, domnul tatulici, la școala aia de utecist nu v-a învățat Tarșu Nicu despre semnificația batistei? Nu? Păcat. Bine i-ați făcut că l-a spălmuit mama lui de golan. Apropozito de golan, dizidenți de astădată, al personaj își amintește de Nicola Micu, băiatul uceașcă. Este vorba de poetul Dinescu. Nu, Micușor era pe, știi care era sloganul lui politic? Nu. Ba da, deci că toți visau să vină când moare tasul. Zice, când a murit tata, o să dau drumul la băut și la f***ut. Asta ar fi fost o Românie socialistă cu ficatul mărit și cu libidoul exagerat. Ea în realitate nu ar fi existat. Ar fi fost o utopie, dar o utopie frumoasă. Micușor era pe... sloganul lui politic? Nu. Ba da, deci că toți visau să vină când moare tasul. Zice, când a murit tata, o să dau drumul la băut și la f***ut. Să rămânem la subiect și să-i prezentăm fantomei toarășului Nicu, realizările capitaliste. În școli avem bibliotecare ce fac sex în draci și apoi își dau demisia spre disperarea elevilor pofticioși care s-ar fi dus să citească o carte cu bibliotecara, sau domnișoare vesele și puțin porno care recunosc deschis la televizor îndeletnicirile cu care își omoară timpul între două shoppinguri. Am mai auzit că nu se mai zice plugarul, se zice sugarul. Că răutăcioșii spun asta, nu eu. Da, răutăcioșii. Păi, ok, și dacă o suc, care e problema? Păi, mă refer la sugari, mă refer la sugarii de un an care primesc laptele praf la cutie și da, îl prepară... Da. Și la comentator tot la asta se referea, să știi. Draga Alina, nu-i nimic rău în asta. Uneori e chiar sănătos. Dar ai grijă, destăinuirile complete dăunează grav imaginii. Am mai auzit că nu se mai zice plugarul, se zice sugarul. Răutăcioșii spun asta, nu eu. Da, răutăcioșii. Păi, ok, și dacă o suc, care e problema? Păi, mă refer la sugari, mă refer la sugarii de un an care primesc laptele praf la cutie și da, îl prepară... Da. Și la comentator tot la asta se referea, să știi. Vă rog un pic de liniște. Silențiu, Lu Copro. Care era o problemă? Nu era nicio problemă, dar ăla ai văzut cu câtă poftă a spus? Sugar. Era prietenos omul. E foarte prietenos. Vreau să vă să te întreb altceva. Dacă nu știați, pentru cei care nu știu, și domnișoara, doamna... din. Bă, dar tu ai fost prieten cu toată emisiunea noastră, mă? Băi, dar ce e aici, măi, nene, cancan? Ascultă-mă ce spun. Dacă te prind că zici ceva de pădurea Letea, deci ai grijă ce spun dacă zici ceva de pădurea Letea... Dar ce-i pădurea Letea? N-ai văzut și pădurea Letea? Nu, pe cuvântul meu. O parte componentă din Nikita. Acum nu știi chestia asta? Sufletul nu, meu, sufletul viața. Nu, sufletul meu, pleacă de aici. Băi, uite ce cucui are. Dar cine să ăștia mamă, dragă? Am vrut să mă sinucid, să știi. Noua stângă, cum ar veni. Revin, doamnelor și domnilor, să vă povestim ce se întâmplă în trupa Jukebox. Schimbări majore. Pe site-ul jukebox.ro o să găsiți cele 10 fete care au fost alese în urma unei preselecții. Nu știu, au avut preselecții, dar cred că au ales fetele cu problemă la urechi, toți. Au avut otite, ceva de... Urmează să cele ne cânte... Au emoții. Care viitoare 8 foste prietene de-a lui Bendeac. Urmează doamna, domnișoara Răducanu... Ba nu, doamna Răducanu Luciana din București, care este căsătorită. Că uite, am zis bine. Felicitări, felicitări! Ia cântați, măi, hăi, hăi, hăi! Nu acum, măi! Așteptați un pic, măi! Imediat la Cronica Cârcotașilor, Gigi e licențios. Deci nu vorbește frumos. Vadim vede evrei la Prima TV. Au primit ordin de la patronii izraelieni să mă prezinte pe mine sistematic drept nebun. Tolei arestat și sceneta generat. Lucian, realmente doar la noi, la Antena 1, la Obositorul, avem acum în direct pe domnul... Adolf! Adolf Hitler, ein Mann! Și avem bâlbuțe cu duiumul.
la cel târg de artizanatul. I'm so excited and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. I'm so excited and I just can't hide it. And I know, I know, I know, I know, I know, I want you, I want you. Woo! Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not Explică puțin în emisiunea asta cine sunt noutățile. Te rog frumos. Doamna se numește Răducanu Luciana, este din București, este căsătorită și vrea să ajungă în trupa Jukebox. Puneți mâna și votați-o pe www.trupajukebox.ro. Revenim la noi în emisiune. Îl avem alături de noi pe el, doar pe el. Pe el, pe el, doar pe el. În puii mei, prietenul și colegul Mișu Bendeac. Există și alte... Foarte bun! Foarte bun. Pic, pic. Pic, pic. Pic, pic. Există și alte cuvinte care îl definesc. O să aflați mai multe ora aceasta în Cronica Cârcotașilor. Am ajuns la momentul foarte important al decernării premiului. E un premiu? Cine? Cine am luat în școală, îmi dai acum, ești nebun. Chiar vreau să zic, tu n-ai luat în școală premiul. Avem, doamnelor și domnilor, un premiu, de fapt... O fată care urează felicitări. Deci când e un premiu, îți urează și cineva felicitări, da. Și în general, fiind felicitări multe, cam 555 de mii de felicitări, da? Cine e? Cine e? 455 felicitări. Ăsta sună ăla, Paul Păcuraru, fostul ministru. Ăla vorbea așa. E verișoara, domnule. Verișoara mea? Verișoara mea, nu știu ce văd ce verișoare am, că nu știu ce verișoare am. Atenție! Ia! Salutare, salutare! Începem partea a treia a cronicuței cu Gabriela Strâmbeanu, știrea care o dă cu urarea în baltă. E de la Antena 3, dar nu la talkshow-urile politice consacrate la mine, la Mihai Gâdea, ci la Moise Guran. Eu îi urez felicitări. Draga noastră Gabi, în general poți să faci 556 de urături, dar nu poți să urezi felicitări. Dar dacă tu insiști, ne bucurăm să avem material pentru cronicuță. E de la Antena 3, dar nu la talkshow-urile politice consacrate la mine, la Mihai Gâdea, ci la Moise Guran. Eu îi urez felicitări. Rămânem la Antene, unde Mircea Badea, cel slobod la gură, are niște argumente irefutabile. Nu vă speriați că irefutabil ăsta înseamnă convingător, așa. Prietene, am față de prost? Bun, am față de prost. Ok, admitem, am față de prost. Nici mie nu mi-e așa mai bine. Bravo, bă, Mircișeule. Uneori, când nu vorbești despre Voiculescu, ești chiar simpatic. Prietene, am față de prost? Bun, am față de prost. Ok, admitem, am față de prost. Bun, dar și el are față de prost? Și el, adică suntem un popor cu fețe de proști? Toți așa? Adică suntem proști, așa? Proști? Cam cât de proști să fim? Cam cât de proști să fim? În timpul ăsta la Irealitatea, oamenii se dau rotunzi, căci că știu a scrie. Aiurea, priviți-o aici pe domnșoara Crățuleascu, cum scrie salarii cu un singur i. Apoi cineva din regie i-a suflat în cască, să-și dreagă greșeala. Așa vezi? Salarii, doi de ei. Asta e de la starea jalnică a învățământului românesc, unde profesorii nu se simt prea bine, iar infractorii fac rost de permise de conducere PNV, chiar dacă la bază nu sunt decât niște simpli analfabeți plini de bani și ifose. Ce scrie aici, sus? Aici. Ce aici? Cum? Educație rutiere. Educație rutiere? Da. Ce aia? Ce înseamnă asta? Drum cu prioritate. Ăsta drum cu prioritate, da? Ăsta? Drumul la drept. Tot cu prioritate. Nu. Dar cum? Linie continuă. Și ăsta? Tot oprirea interzisă. Păi și de ce diferă? Hai, lasă, că te chinui prea rău. Ăsta ce înseamnă? Drum cu prioritate. Cam ăștia sunt șoferii patrii, habar nu au de reguli de circulație, regulamente, semne sau obligații. Și vă dați seama câți ca ăsta sunt în libertate? Să citești și să scrii, nu știi, bă. Păi citești, dar mai nu gândi. Ce faci? Mai nu scutezi, mă. Cum adică mai nu scutezi? Păi noi ți-am arătat un cuvânt și n-ai știut să-l citești.
Ți-am arătat un cuvânt și nu ai știut să-l citești. Da, și emoții. Hai, mă! E un analfabet cu emoții și oricum el prescurtează mai mult. E prima oară când aud pe cineva citind prescurtat. Da, mă, că a fost și bolnav când era mic. Da, acum a avut o boală greavă, da, da, așa este. Da. Și ce semnul ăsta? Drum albastru. Drum albastru. Drum albastru mic. Magistral albastru. Să revenim, doamnelor și domnilor, urmează ele, doar ele, fetele pentru care Mișu Benteac a venit în emisiune. Deci noi putem să plecăm, îl lăsăm cu bebelușele, dar atenție. Păi eu am crezut când ai zis că vin mondenii la noi, că vin fetele, de-aia am și venit la emisiune. Nu-i nimic, nu am intrat zilele în sac, putem să facem și o astfel de rogale. Avem un regulament, domnul Bendeac. Aici când se termină melodia, noi ne uităm în față, așa. La camere. Lasă-o dracu de camere, de-aia venit. Ea este bebelușa noastră, Ioana. Zi, sărmâna. Sărmâna, tanti Ioana. Da, domnșara. Domnșara Ioana. Ea este Cristina, zi sărmâna. Sărmâna. Bendeac. Bendeac. Stați cu minți și puțin... Dragă Șerbane, aș vrea acum să încercăm în postul Paștelui să mai lăsăm de la noi, da. Să fim mai cald, da, da. Mai buni, mai... Iunie, tu mai iei Rudotel? Da, dar lasă asta. Aș vrea să prezentăm personajele cronicii în alt fel, mai liniștit, da. Mai împăciuitor, da. Mai pacifist. Da. Exact. Uite, de exemplu, urmează Gigi, care e, cum să spun, un... Știu. Un cioban! Bă, dar tu chiar, bă, dar chiar te-ai de vorbă de față cu mine! Bă, dar ești nebun, chiar vrei să te iei bății cornic cu mine mereu! Du-te, dracule, ești și prost! Și mă, și enervezi că ești prost! Și-ți fai că rugăiți și plic chiar că ești prost! Ești ultima stranță, nu te uita, lasă! Du-te, dracule, ești și prost! Doi proști, băgați dracu material că sunteți prost! Puh, băga băgătule! De ciclu nicio emisiune fără Gigi, avem astăzi la Cronicuța același cioban faimos într-o nouă prezentare. Mândru, nevoie mare și pătimaș cum îl știm, Gigi are un conflict deschis cu suporterii care nu-l mai agrează și le nervează. Dacă spun pleacă pe care din Ghencea, ai părerea lor, n-am nicio problemă. Și poate să spună. Dar ei înjură, ei zic că e Becali. Să mai treacă 2-3 metri și să mai zic că e Becali și înjură tot. Ce ai să vezi? Nu o să mai zică. Le zici, nu e voie să înjure, că practic asta e ideea, să nu înjure. Domnul Becali, păi, nu e înjurătură, ce e? Este, dar haide să nu mai zicem încă o dată, domnule Becali. Lasă bine, Gigi, be, că tu le-ai dat nas. Și voi, băi, steliștilor adevărați, până acum nu v-a puțit situația? Sau cum ajunge cuțitul la os, cum va pucă dorul de revoluție roșie-albastră? Lasă că are Gigi ac de cojocul vostru. Ia uite, Becali, cu dașa, ai văzut? Grecește cum se învârtește Becali. Și ei spune că este Becali. Cum se învârtește Becali? Ia uite, Becali, ia uite. Tu nu vezi acolo, nu? Ia uite cum dansează. Eu văd cum dansați, sigur că da. Poate, clar, imundia dansează grecește. Păi ar trebui să vă invităm o dată la Dansez, la show-ul Dansez pentru tine de la ProTV. Păi da, câștig ăla imediat concursul eu. Imediat concursul eu? Ce mai câștigă nebunul? Stați un pic să vi-l arăt pe Mișu Găinu, nu știu, pentru că este o datorie de onoare pe care... Asta este tricoul pe care îl purtăm noi, cei care ținem cu steaua? Deci hai să facem să și spunem despre ce e vorba. 2, 3 și... Pleacă din Ghencea! Pleacă din Ghencea! Gigi, pleacă din Ghencea! E bine? E bine, domnul. Păi și dacă pleacă, ce se întâmplă? Păi dacă pleacă, ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă dacă pleacă? Păi ce se întâmplă dacă pleacă? Ziceți că se... Păi bun, și pleacă și ce se întâmplă? Toate afalii mei se duc în B, ca să câștige Craiova campionatul. Auzi, dacă mai rămâne, s-ar putea să se întâmple și chestia asta. Tu cu cine ți-ai... Am fost dinamovist. Ai fost dinamovist? Dar m-am mințit 10 ani de zile că o să construiască la tribuna a doua acolo ceva, o copertină și am făcut un chioș rodipet. Și dacă a făcut chioș rodipet, de ce să mai țin cu ei? Nu mai țin. Ai dreptate. Și tu, și la noi, Chiliusul, toți Chiliușii sunt
sunt dinamoviști. Eu și în general ăștia care sunt adevărat. Chelioși și puțin mai deschiși la culoare, da, cum ar veni, da, da. Ca să pune ei benerele alea cu un milion de așa și o singură soluție. Nu vă e mă rușine, mă. Extrema dreaptă. Zi de aparatul ăla, zi de aparat până mai arată da, aparat. Avem un aparat, doamnelor și domnilor, pe care l-am găsit pe ocazii.ro când cotropeam pe net. Nu e pentru Nikita, este pentru Gigi, care pleacă din Ghencea și n-are ce face. Acum are un aparat de mulți vaci, oi și capre. În general, vacile și caprele nu sunt de domeniul său, dar la oi se descurcă foarte bine. Bravo, felicitări! Dacă vreți, vi-l facem și cadou, domnul respectiv. Băieți, vă deranjim, cred. Deci trupa jukebox are o mică mare problemă, este deranjată. Știi ce nasol? Că se oprește automat după 20 de kg, altfel nu. Da, e adevărat. Revenim din Saivanul de la Ghencea. Apropo, stai un pic să arăt ăsta, că poate a uitat lumea. Da, da, okay, pleacă din Ghencea. Din Saivanul de la Ghencea trecem acum la alt stabiliment de interes național. Spitalul Bălăceanca care... Poți să zic Bălăceanca ca... Nu pot. Bălăceanca care... Deci, poți să... Bălăceanca care e plin de medicamente! Medicamente! Vezi că te trezești cu vată în nas! Ia-i grijă ce spui! Intră! Vizibil cu mult mai mult timp liber de când nu mai e în Parlament și cu aceleași tulburări vechi de personalitate, tribunul Valium Tudor face ce face și iar apare în prim plan. Unde? La televiziunile colegului său de doctrină, Felix, motanul securist. Aici, muncitorii de pe plantație lucrează cu abnegație pentru a-i face imagine ipochimenului. E un actor talentat, Dragoș Stoica. N-a mai avut loc în grupul Mondeni, care a luat o razna. Poate vorbim o dată și de Prima TV și de patronii. N-ar fi frumos să vorbim. Nu, e frumos. Suntem... De ce? Pentru că au primit ordin de la patronii izraelieni să mă prezinte pe mine sistematic drept nebun. Ăsta e stilul contrapropagandei evreiești de a sataniza pe cei care le strică niște socoteli. La niciun post de televiziune nu sunt insultat în halul ăsta. Nici la voi, nici atâta, nici la Realitatea, nici la Pro TV. E pamflet și dumneavoastră știți numai foarte bine. Numai prima TV. Mondeni știți foarte bine puterea pamfletului. Ăla nu-i pamflet. Mondeni și Cârcotași. Sunt niște saltimbași de două parale. Dacă vor să fac eu pamflete cu ei, o să fie coadă la bilete până la statuia lui Lenin în fața casei Scârtei. Nu-i nicio problemă. Eu sunt tata lor. Mai dragă, mai tribunule mai, noi, Cârcotașii Huidumovici, Găinușlom, împreună cu Mondenii Bendovski și Zețocovici, avem mai de efectuat mai sărbătoarea de Iom Kipur. Sau ca să înțelegi mai bine, când te lași de medicamente, o să ne vezi pe lângă evrei și țigani și homosexuali. Și asta nu e coșer. Dar nu eu sunt măscăriciu aici. Ei își pun vată în nas, își pun sutiene, pozează homosexuali, să scălâmbăie, doar vor smulge un zâmbet. N-au umor, ia sigur eu. Și gândea că am umor. Ca să nu se mai supere pe noi, domnul Vadim, să știți cum să schimbăm denumirile emisiunilor noastre, Cronica și Mondenii. Acestea se vor chema Vizita și Contravizita! Băi, dobitocule, ești un cretin! Huidu, ești un cretin! Ochelaristule, doi tâmpiți, doi saltimbanci de 2 lei împreună cu... nu mă întrerupe în mijlocul unui discurs că fac cu tine ce a făcut Hitler. Băi, cretinule, nu v-ar fi rușine așa un pic? Voi și cu nenorociția, nu vreau să le bag și pe fetele alea în aceeași oală cu jegul ăla, lătura aia de bendeac. Uite că am scuipat pe masă, lasă că șterg cu foile astea. Băi, tâmpitule, o să te văd cu vată nas și pe tine, și pe tine, toată Prima TV cu evrei. Totul pleacă de la ambasada Israelului. O să am grijă de voi, de voi toți. Ești un porc ordinar. Da, spune. Ce să mai zicem? Că am zis destul. Să mai zici ceva, a zis șeful. Da, mai bagă ceva, copii, da. Bagă, sigur. Sunteți niște cretini, niște tâmpiți. Banii mi-i bagă după aia pe car, da? Niște odioși. Urmează un material, probabil, nu știu ce urmează. Shalom! Medicamente! Shalom ție, tâmpitule! Urmează, fetele dansează, medicamente!
Da. Uite ce cadru am, uite ce cadru am. Ai un cadru. Uite ce cadru, ce cadru are. Asta era problema lui cu cadru. Doamnele și domnilor, să știți că domnul Mișu Bendeac a venit și cu chestie foarte interesantă. Da, este ceva serios, se pare. Este vorba de o chestie pe care noi o încercăm acum și cu ajutorul cricotașilor. Da. E vorba de un copil, sunt doi frați gemeni, dintre care unul cu grave probleme de vedere. Acesta este, este site-ul, există mai multe informații și o să existe și pe blogul nostru, mandrini.ro, și la mine pe blog. Cum putem să ajutăm? Trebuie să ajutăm și trebuie să adunăm. Este o sumă infimă, undeva pe la 20.000 de euro, știi? Adică, infimă, infimă nu chiar, e, dar e o sumă. Infimă față de ce se speculează, știi mai pe unde. Da, mersi, mă. Infimă pe lângă împrumutul femeii. Da. Asta, pe lângă împrumutul femeii. Bravo, Mișule. Ia să vedem dacă vă mai aduceți aminte pe cine au arestat ăștia săptămâna trecută. Pe Năstase. Nu, încă. Mitrea. No, nici pe ăsta. Pe Omar Haisam. Bă, dar ce imaginație aveți, bă, incredibil de creativ, bă. Bă, l-au arestat pe Tolea, l-au arestat, pe Tolea, nu știu dacă știți. Pe... A, eu credeam că l-au arestat pe Ion Ilescu pentru sângele vărsat în 90, alea, cu pațurcă. Pe Tolea, pe Tolea, pe Tolea. Tolea, Tolea. Și nu-mi trica prezentarea, te rog frumos. Băi, ce aminte de Ilescu, de sânge, de... Asta este altceva. Malagambistul Tolea Ciumac, cel emanat din mega constipația, pardon, din mega conspirația Elodia, a avut zile grele săptămâna trecută. Aflat în mijlocul unui divorț cu năbădăi, de tu nebună tu Magda, nevastă sa cea plină de talent, Tolea a mai primit și o sentință definitivă executorie pe 4 ani la Pârnăică, în urma unui conflict din 1999. În seara aceea am fost atacat de mai mulți înși, peste 20 de înși, și am fost nevoit să mă apăr, dar neavând permis de armă, fiindcă doar cu armă puteam să mă apăr, autoapărarea mea a fost considerată tentativă de omor. Și după 10 ani, acum plătesc consecințele. Până să se dezmeticească obositorii, Tolea a fost săltat de mascați direct de la sediul Antenei 1, generând dita mai audiența taman mogulului spre disperarea inventatorului lui Tolea, domnul Dan Senzaționescu, Tomberon. Este reținut chiar în aceste momente de către brigăzii, de către mascații de la SIAS, brigada de intervenție. Chiar în acest moment este scos de către polițiști, se face percheziție. Mandatul a fost emis chiar astăzi de o instanță din Brașov. Ce e cel mai trist? Vă spunem noi ce e cel mai trist, oameni buni. E trist că profesioniști ca Storceasca și Mândruță, ce și-au tocit coatele învățând jurnalism la CNN și BBC sau mai știu eu ce alte școli superioare, au ajuns să-și facă jurnalul vorbind despre un nei ca nimeni ca Tolea Ciumac. Trist, foarte trist. Iată mașina de poliție care îl ia pe Tolea în seara asta. Spunea puțin mai devreme că nu s-a așteptat să fie arestat. Mai e o problemă destul de gravă cu copilul lui mic care este acasă. Magda Ciumac va veni abia mâine, se pare. Probabil că se va rezolva într-un fel în noaptea aceasta. Așadar, Tolea Ciumac a fost arestat, îl așteaptă 4 ani de închisoare. Mamă, ce... Asta îmi place, ce grav, ce ton grav și anchetă jurnalistică, ce... Deci mie... CNN-istică. Deci mi-aduce aminte de Esca, atunci când îi punea întrebări lui Becali, știi? Deci era Esca, m-a învățat, a făcut, a adres. O jumătate de oră i-a pus întrebări lui Becali. O jumătate de oră îi punea întrebări lui Becali, frate. Deci nu te-ai săturat, fată, dar nu te-ai săturat. Apropo de chestia asta, propunem antenelor lui Felix, după ce termin de făcut audiență cu arestările astea oteviste de 2 bani, apoi muncitorii de la antene să-și pună cătușe singuri. Termenul ăsta s-ar numi autosatisfacerea ratingului. El la sfârșit... Fără să te rog, iar la sfârșit să-l aducă în cătușe cineva la sediu și pe Felix. Dacă doriți să revedeți, priviți băieți și fete. Bună seara. Bună seara domnilor și domnilor și doamnelor, mă scuzați, suntem Lucian Bâlbuță și Sandra Realmente Storcescu și l-avem astăzi invidiat, adică invitat pe Tolea Ciumac, adică Ciumec. Tolea Ciumac, indiscutabil Ciumac. Fantastic, doar la noi, în direct, Tolea este arestat de poluție. Indiscutabil, rămâneți la obositor, fiindcă realmente nici nu știți ce pierdeți. Domnul Ciulea Tumac a fost arestat într-un dosar din 1999. Tolea Ciumac mă numesc! Băi, cum vine să o omor? Lucian, realmente doar la noi, la Antena 1, la obositorul, avem acum în direct pe domnul... Adolf Hitler, ein Mann, ein Wort, ein Mord, ein Obositor.
obositor! Extraordinar, numai aici, la obositor, poluția îl arestează pe Adolf Himmler. Nein! Nein, Himmler! Hitler! Adolf Hitler! Da, Lucian, e vorba de un dosar de acum 65 de ani, o sentință dată de judecătoria Brașov. C'est pas possible, parce que je suis l'impérateur et je veux et commencer, maman, qu'est-ce que tu veux? Nu vine să vezi cine este arestat la noi aici, la obositor. Este? Dar și lasă-mă pe mine să zic că tu nu știi să pronunți. Napoleon Bonaparte a arestat într-un dosar de la 1814 emis de judecătoria Brașov. Doamnelor și domnilor, surpriza serii, magnific. Acesta este Realmente, Lucian este celebrul tâmpar Baraba, cel în locul căruia a fost crucificat Iisus. Judecătoria Brașov a emis un mandat de arestare după 2000 de ani. Realmente, realmente, efectiv. Felicitări, felicitări judecătoriei Brașov pentru rezolvarea cazului după numai 10 ani. În ritmul acesta, spionul Floricel de la armată o să facă furnale după decenii. Aoleu, mă, mica mea. Da, deci m-a plăcut. Să resezi șarpele pe rai. Mă rog, auzi? Bun, fata aia care l-a salvat Mar, am înțeles că... Da, da? Da, e iubita mea. L-a salvat. Fata aceea care a zis că su tot fosta. Fosta, înțeles. A Columbeanca viitoarea. Să nu spunem totul în prima ediție. Ne reîntâlnim la cronicuță cu Monica ca Columbeanu, cea supărată rău de tot pe presă. Dragi tovarăși, Monicuța pocește cuvintele cu nonșalanță. Știu că e un pic penibil, dar s-a dus să cumpere o oală de lut în care să facem sărmăluțe foarte bune la acel târg de artizanaturi. Firariele să fie de artizanaturi. De unde le-ai mai scoșit pe astea? La acel târg de artizanaturi. În plus, Moni a devenit mult mai supărăcioasă când este invitată la emisiunile televizate, care evident sunt interesate de mondenitățile ei. Cancan n-a mai venit cu tine la teatru? Nu, a venit și a filmat pe Gaurachei. Cancan, taci mă. Nu știu, zic. Corect. Vai, dar ce te mai super tu așa? Da, când erai ahtiată după PR și îi sunai pe toți ce te puteau promova, era bine? Na, că s-a întors rata. Stai și sufera cu bosul umflată. Cancan n-a mai venit cu tine la teatru? Nu, Cancan. A venit și a filmat pe Gaurachei. Cancan, taci mă. Nu știu, zic. Corect. Apropo de posumflat, alt opărit celebru este fratele Negoiță, care s-a enervat pe limbajul mai slobod la gura lui Prigoană. Asta ce înseamnă, domnul Prigoană? Că numai copiii dumneavoastră pot să facă studii superioare care își permit să își financeze singuri? Din punctul meu de vedere, trebuie domnul să avem Negoiță, totuși... Domnul Negoiță, ești prost. Dați... A, domnul Prigoană, nu în fața mea, cu asta de afirmații. Dar e afară, în deci, seara asta, când se dă inteligență. Nu în fața mea. Domnul Prigoană, dumneavoastră de obicei vorbiți foarte mult și de obicei prost. Dar eu nu v-am spus că sunteți prost. Să vă cere scuze pentru așa un afront, domnul Silvius. Dar chiar așa să intrați cu picioarele de lemn în sensibilitatea miliardarilor? Ar trebui să vă cere scuze pentru chestia asta. Îmi cer scuze, ești mulțumit? Nu aș avea argumente să vă spun că sunteți mult mai în felul acela decât mine, dar n-am făcut-o. Bine, domnule, sunt prost. Eu mă întreb cum ar arăta România. Și la final, de la plâns, dăm în râs forțat. Celebrul prezicător Liusă a făcut la viața lui și lucruri mai bune. Iată-l acum la televizor, păcălind oamenii cu succes. Inflația de fraieri îl face să râdă. Apăsând tasta 1, să intrați în legătură cu colega mea, Cristina, care se află aici alături de dumneavoastră, sau, bineînțeles, și cu ceilalți experți care vă așteaptă non-stop. Dar asta nu-i nimic. Cu fiecare fraier ars la bani, distracție e și mai puternică. 7 iunie 1980. 706-80, da? Da. Până la final, să știți că Eliuța are chiar o cădere nervoasă. Nu mai poate de râs! Care este cam slabă pentru... După această bătaie de joc, voi cei care consumați porcării de-astea televizate, uitați-vă în portofel,
ca să înțelegeți de ce râde Iliuță. De voi râde, cu ajutorul tacit al CNA-ului, care e de acord cu așa niște jafuri pe față. Uu, bă! Da, cu grijă asta să vedem. Da, da, da. Din punctul de vedere al... Nu, stai. Stai acolo, da. O schimbare la... Nici de-aia vreau să vă spun, doamnele și domnule, că emisiunea noastră continuă. Zice că să moară măsa cu tata meu pentru familie. 82 și măsa și tata cu asta toți. Ce prezicere tâmpită ai. Da, mai cum să putea că și 82. Gata, am rezolvat. Băi, ce fac Marte cu Venus? Doamnelor și domnilor, acesta a fost Iliuță. După cum ați văzut, și colegul Bendeac știe să prezică foarte bine. Au murit toți. Toate relativele. Ca fi sigur, știi? Măcar știu o treabă. Revenim, urmează bebelușele noastre care... Dar să-l întreb, cum ar fi fost să-l întrebe pe ăla? Domnul Gute, nu-i așa că v-ați luat butelie nouă? Sufletul meu, ce cucui are domnul ăla? Aveți o problemă la garnitură la ea? Alo, alo, nu mai e nimeni pe fir? Alo? Trebuie să străbunica! Imediat după pauză la Cronică. Avem concursuri interactive care adorm rațiunea cu ajutorul monștrilor CNA. Bag mâna foc, e greșeală. Eroare. Aoleu, da, eroare. Nikita și Sexy Brăila execută Făcături TV. Draga mea, dar ce carte umflată ai scris? E pornac, e păi bătăușa cu doi neuroni. Dezbrăcatul e la post. Haide, haide. Patru bărbați, unul și unul. Și la final, de la Constanța, vin Play and Win. Care vor să o voteze pe Luciana. Este născută în București în 1982, se numește Răducanu Luciana și s-ar putea să fie cântelușă la www.trupajukebox.ro. Acolo puteți să găsiți fetele. Te votezi? Da. Nu influența votul negativ. Nu influențezi, dar eu votez. Nu mai votează nimeni dacă votezi tu. Asta e marea problemă. Are credibilitate, să știți. Un om cu credibilitate, un om la cu greutate. Uitați-vă la mine, sunt un om cu credibilitate. E adevărat. Toată lumea se uită în gura ta, cum ar veni. Deci, credibil. E mai bine să se uite decât să se... Continuăm. Ce? Să știi că noi avem o vorbă aici la emisiune, mai ales când terminăm în general, ați văzut, există o anume cadru pe fața cuiva. Vă rog, terminați emisiunea pe fața lui, cum ar veni în cadru, vreau să spun. Deci, vă rog, mai apropiat. Până mai. Să terminăm emisiunea, însă mai avem. Te-am făcut om de televiziune și acum uite ce faci. Ce mai avem? Avem, da, avem ăștia de la Realitatea se mută. Se mută, pleacă în altă țară. Uite, la Antena 1. În general se mută între ei, dar acum pleacă în altă țară că-s cu tot cu mobilă. Să vezi. Bine. Începem ultima parte din cronicuța de astăzi cu imagini șocante de la Irealitatea.
După ce au terminat toate știrile și au transmis toate cataclismele cu ajutorul elicopterelor din dotare, oamenii mogulului au început să transmită în direct din studioul propriu, unde mută mobila. Felicitări! Avem acum o exprimare tovărășească în dulcele stil al limbii de lemn, plină de rumeguș de la Antena 3, pentru că numai acolo lucrătorii aia pe partea economică pun aplomb și abnegație în muncă. Prilejul a fost ocazia pentru ca președintele PSD Mircea Joană... Deci și prilejul și ocazia. Felicitări la mai mare și să mai treceți pe la cronicuță. Prilejul a fost ocazia pentru ca președintele PSD Mircea Joană... Rămânem la pupincuriștii felixieni pentru a-l asculta pe estimabilul Ciutac din neamul celor care aruncă culături. Rodica Culcer a cumpărat-o la B1 TV pe Elena Băsescu cu Indira Gandhi. N-are nicio noimă, nu? Culcer a comparat-o, nu a cumpărat-o pe nuția aia mică. Aoleo, cum ești, bre, Nea Ciutacule, măcar pipițele alea mici greșesc atunci când citesc din prompter. La tine e greșită informația direct în cap. Ding, ding! Rodica Culcer a cumpărat-o la B1 TV pe Elena Băsescu cu Indira Gandhi. De ce tristețea asta în media? Pentru că profesorii sunt supuși unor intervenții aproape inumane. În prezent, profesorul este evaluat anual. La sfârșitul anului școlar, el primește un calificativ. După așa o evaluare, mai că lași baltă tot și te apuci de alte chestii, decât să rămâi și în învățământ, și cu digitalizarea făcută, și cu banii luați, și cu dureri, mă scuzați. În prezent, profesorul este evaluat anual. La sfârșitul anului școlar, el primește un calificativ. Păi, dar nu terminarăm cuza, vre? Hai, terminat cuza? Păi cum, dracu? Mult după mine, îmi pare rău. Și știi ce a pățit acum echipa de dans a liceului nostru? Uite, să spunem pe post. Spune. Au fost furați pe față. Aveau nu știu câte mii de voturi în față. Așa. Și ăia, la un moment dat, au început să au distrus site-ul și au venit alții în fața lor de a câștiga premiul de popularitate. Să-i vii și tu să faci ceva. Copiii noștri. Mi se pare mie. Cuza! O clipă. Mi se pare mie, sau astea sunt amintiri din liceu? Ba da. Din liceu, din copilărie. Bine, la mine se numea MF3, după aia a fost scuza, așa, cam... Eu sunt mai tânăr. Reiterez cererea mea ca toți colegii de liceu din promoția... Ce care promoție? 1942. În care am fost 1988. Este atât de bătrân. 89. În promoția în care am fost eu, deci acum 6-7 ani, să ne întâlnim că facem întâlnirea de... Mai mulți ani. 20 de ani. Doamne. Eu am 20 de ani ca vârstă. Iar vrei, n-are chiar 20, dar e pe aproape. Urmează bebelușele noastre care... Tataie, sunt mai mici decât când ai terminat tu liceu. Cuza, cuza. Dar la fel de bune la matematică. Auzi, dacă stric și o cuza, par mai tânăr. Cuza. Fete de cartier, după cum vedeți, stau în cartier acolo foarte bine. Ioana și Cristinica. Bravo, bebelușelor. Mulțumim celor care ne-au semnalat multe tâmpenii din televiziuni pe www.cricotașii.ro. Și acum din ciclul Teleenciclopedia se întoarcă. Ecranele ne bombardează zilnic cu aceleași maimuțe urlătoare. Sufletul meu, viața mea, stai. Venite direct din grădina zoologică interactivă, să vedeți. Și cum nu erau primatele astea suficiente, mai telefonează acum și niște pui de cimpanzei. Dar totul cu atentă aprobare și coordonarea CNA. Mare grijă! Sufletul meu. Dacă CNA-ul nu se sinchisește, măcar noi să facem ceva. Vă readucem în vizor, oameni buni, concursurile pentru telespectatori cu trepanația făcută. Alea unde niște domnișoare confuze vă scot bani cu nemiluita din buzunar. Ce e asta aici? Stai așa, ce e asta aici, cole? Ce e asta aici? Schimbăm concursul, ce e XXX? Care e? Ce e? X0, jucăm X0 sau 0 sau ce? Hai, schimbăm concursul. Un alt concurs. Nu se poate. Ce facem aici? Ai. Ce facem aici? Nu vreau. Ce e asta? Eroare. 700 de luni. Eroare. Nu. Nu se poate. N-are cum să fie. Altcineva.
schimbăm concursul. Domnișoara e ușor nervoasă de când nemernicia din regie se tot țin de șoti și fac mișto de ea. La un moment dat se enervează foarte tare. Să vedem cine are, să vedem ce concurs a pregătit colegii mei. Ia să vedem, pentru 900. Aoleu, dar ce facem acum, colegi? Ce facem aici? Ce XX? Nu, 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 nu. E greșeală, vă spun eu. E greșeală, vă spun eu. Greșeală. Greșeală, greșeală. Bag mâna foc, e greșeală. Eroare. Aoleu, da, 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 eroare, normal. Vai de mine, dragă, ce probleme ai. Ai încercat cu puțin curent? Dai la 220 și te liniștești. Și acum o dedicație pentru CNA. Iată unde poate duce toată această porcărie televizată. La cazuri de genul următor. Bună ziua. Alo. Da, bună ziua. Iată copiii ce mai învață pe la școală astăzi. Mergem mai departe. Vă dați seama că e un copil ștrengar care a sunat de 1000 de ori de pe telefonul lui Taxu ca să o înjure pe aia de la televizor, cum a văzut el că fac nenii aia mai mari. Urât din partea voastră, băieți și fete de la CNA. Să lăsați să se producă așa ceva. Bună ziua. Alo. Da, bună ziua. Iată copiii ce mai învață pe la școală astăzi. Mergem mai departe. Bună seara, doamne Ionescu! Bună seara, bună seara! Să trăiți! V-am adus factura telefonică! Mulțumesc, mulțumesc, Japandes! Mai lucrați la CNA? Da, cum să nu! Dați-ne amezi, dați-ne amezi, că merită! Da, da, să da! Să trăiți! Să trăiți! Vreau pe cineva în legătură directă, băi, mai atenție! Vreau ca telefonul să sune, vreau să ofer premiile! Emisia se termină, atenție maximă, doamnelor, domnilor! Să dea la final aceste emisiuni, cineva va trebui să intre în legătură directă foarte, foarte repede! Doamnelor, domnilor, un județ, două județe, nu contează, dragii mei! Este! Alo, alo, bună dimineața! Soluția, domnule! Și copiii membrilor CNA pot suna aici. O campanie împotriva concursurilor interactive tâmpite. Nu aplaudați! Nu aplaudați! E ceva rău, e ceva urât! Pentru momentul următor am pregătit o mică scenetă, oameni buni, despre o emisiune fictivă de televiziune. Vă rog să recunoașteți personajele. Deci dumneavoastră a scris o carte, da? Indubitabil, esența recognoscibilă a literaturii vă poate arăta exacerbata mea pasiune din carte. Să moară, adică ce superb! Draga mea, dar ce carte umflată ai scris? Aoleu, sufletul meu! Dar ce scrie în cartea aia? E pornache, fă-i bătăușă cu doi neuroni. Haide, fă, dă-i drumul la... Dă-i drumul la produs de aici, că mai și enervat. Hai, dă-i drumul la produs de aici, acum. Hai, dar cine dă-i drumul la produs, că mai și enervat. Tony nu reușește să țină tonul jos. Du-te la produs de aici, că mă și enervat. Ia du-te la produs de aici, că mă și enervat. Sufletul meu. Da. Ce? Vai, dar vai. Ce cucui are da, domnul, da, dar ce capuflat are. Cine să ăștia mamă, dragă? Cine să ăștia mamă, la dragă? La voi cine face da? Pe Nichita? Deia Grămoșteanu. Da? Am auzit că o are promisă și eu. Da, sufletul ei, viața ei. Toți o avem promisă. Da, și de la Vadim și de la Nichita? De la toți o avem da, promisă. Dar ce se pare că așa o mare diferență între Vadim și Nichita? Nu, nu e nicio diferență dacă mă întrebi. Bineînțeles. Dacă v-a fost dor, dacă vreți să revedeți. Sufletul meu, viața mea, durerea mea, nenorocirea mea, ce dracu cauți în televizor, pleacă, du-te. Dar ce material umflat urmează, domnul Dan? Cunoscuta Bas Buzducă, Nichita, a fost dată în vileag de prietena ei cea mai bună, Sexy Brăila, care aranjează scandaluri numai pentru a apărea cu râtul din dotare la televiziuni. Fata, ce face bună la urmă? Că m-a sunat Gabi și pana mea, n-am știut ce să-i zic femeii. Nu puteam să o mint așa. Că nu știam ce să-i zic. Care femeie e fără, ce interesează? La Gabi, fată, de la... M-a sunat și mi-a scris, i-a trimis un mesaj. Cum? Te-a sunat Gabi? Da, m-a sunat Gabi și nu știam ce să-i zic. Că tu doar mi-ai zis, ai fată, să facem scandal, că te bat, că nu știu ce. Și nu știam ce să-i zic femeii. Gabi? M-a întrebat, mă, Florina, uite, mi-a trimis asta, Nichita, mesaj și mi-a zis că ai făcut o lată. Nu, te-am vorbit cu Nichita, e mincinos. Și asta n-ar fi nimic, frate, dar Nichita are probleme și în cocina de acasă. Pentru că prințul consort, vi-l aduceți aminte, ăla de băga belciugul la pădurea Letea, îi creează probleme la troaca conjugală, din care hăpă e lături amândoi. Te-ai liniștit, frate, cu asta? Ce are, frate, gagică tu? Are spune la gură, că mă comandez pe mine, să mă văd cu notul în viață,
Păi de ce față? Ce legătură are? Că doar era de față când mi-ai zis să facem scandalul ăsta. Păi ce are? Până la urmă, paparudele s-au reîntâlnit în studio, este adevărat, la OTV dis de dimineață. Și cum n-aveau ce face, s-au apucat să cânte. Sau să blălăie. Cum ce? O melodie. Vai, 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 ce ne faci tu să ne ia cărcotașii peste picioare? Hai. Faci singură, te aștept și plâng. Doar tu ești tot ce pot în gând. În suflet și inima mea, doar tu. Și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Oricui ar putea să te ducă în Groenlandia. Deși vânduși și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Nu mai insista, cred că i-ai ucis pe toți deja. Trupa Jukebox. Asta e salutul nostru pentru voi. Pentru salutul nostru pentru voi și mai ales pentru... Bine, viitoarele membre ale trupei Jukebox ar putea să se obișnuiască cu megastarul ăsta, că așa o să fie. Vine vara. Bine-mi și pare. Nikita poate vrea să se plimbe cu părcuța. Iată, special pentru ea, pe ocazii.ro, avem un tank petrolier, vă rog să îl vizualizați. O eroare de... Deci, o mică de eroare de soft a fost, deci doar o eroare de soft. Vezi ce faci ca par la trecută? Uite, tankul petrolier de vânzare costă doar... O bărcuță, ce să mai. Deci dacă vreți să intrați, să vizualizați, ce să mai, că aveți lucruri interesante de cumpărat de acolo. E 20.000 de euro, vă cu de tot cu macara. Deci cu tot cu macara, te ridică, te coboară, te lasă liniștit la sufletul viața ta. Sufletul meu, viața mea. Urmează, domnilor și domnilor, acum vrem să spunem din culise, singura persoană de la Cronica Crăcotașilor, cu care Mișu Bedac se trece foarte bine, mai ales dimineața, când schimbă confidențe despre la cum au dormit, despre ce au mai făcut, despre la ce shopping au mai mers. Unde au mai... Unde au mai? Cum se spune acum în limbajul tinerilor, ars-o pe gen, cum ar veni. Deci unde au mai ars-o pe gen, este dezbrăcat. Sau ars-o pe gen, că sună mai bine. Pe vremea noastră era autogen. Da, autogen, acum nu mai este autogen. Dezbrăcatul urmează, este rubrica lui favorită, de altfel l-am și văzut în puii mei, de fiecare dată se uită cum e îmbrăcat ăsta dezbrăcatul și ne întreabă, mă, de unde și-a luat ăsta? De unde? Da, 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 sunt disperat după outfit-ul lui. Out cum? Outfit-ul lui. Ce alea, de te-am jurat pe tine toată emisiunea asta, ți se pare că te-am jurat? Unde că ești prost? Să nu scuipăm și pe final de emisiune. Dezbrăcatul. Smiley! Smiley! Nu e nimeni aici? Nu e nimeni aici? Nu-i... Ce chestie, frate, ori n-a venit nimeni la concert, toți sunt toți înăuntru acolo. E-o! E-o! Cred că e închis. Sărămâile, care dintre dumneavoastră este fanul acestui concert? Eu. Cred că e aici. Cum te cheamă? Da, Cristian. Da? Mămica? Și ați venit singure așa, ca să vă uitați? Singure, da. De cine vă place? De Smiley? Da. Da, de mine? Și. Hai că vorbim după aia. Hai. Vă aștept aici, în hol. O, ce soare luminos, o, ce ginere frumos. Bună seara. Bună seara, bună seara. Scuze-mă un pic. Nu, 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 stați un pic. Vreau să vă filmez ca să înceapă lumea să vă vadă la televizor, pentru că sunteți viitorul soț al Cristinei, cea mai frumoasă femeie din România. Cum, okay. Nu vă întreb, cum ați cunoscut-o, că am aflat de la toate televiziune, stai lângă el. Cetățene, Cristina, Cătălin, căsătorie și nesilită de nimeni. Pe, cum vă numiți? Dragoș. Dragoș. De bărbat? Ziceți da, da. Casă de piatră. Uitați, un cuplu minunat alături de cei dragi. Haideți, doamnă, să stați în picioare, că dacă vă așezați pe scaun, nu mai văd nimic. Nu se mai vede nimic. Ha, ha, ha! O, ce simpatică. Salut, cine te crezi? Salut. Un om din anii 70. Deci ești vechi. Hai, du-te. Domnul Iliescu! Domnul Iliescu! Bună seara, domnul Iliescu! Bună seara, domnul Iliescu! Da, nu sunteți, scuze. Semănați, scuze. Scuze. Băi, hrubarule, ce faci, mă? Frate, am ajută-mă cu o chestie, bă, nu prea sunt vedete. Așa. În afară de mine și de tine n-am văzut, nu ai nicio vedetă pe aici. Păi și eu tot la pe tu câteva cu... Da? Da.
De câte ori trec prin România, mă uit la Cronica Cărbătașilor. Sărbători fericite. Zici tu, we love to entertain you. We love to, cum zici tu? We love to entertain you. Entertainment. We love to entertain you. Dar parcă, tu parcă erai rocker, nu ești cu smiley. Frate, sunt în exercițiu funcțiunii, ca să spun așa. Stau la o pândă mică. Hai că a venit băsească, hai! Bună seara, dacă îmi permiteți, bună seara! Hello! Doamnele, sunt cu mine! Haide, haide, că Iulia a plecat... Unde? N-are voie că-i cu pro, haide! Fuștiu nu mai filma, vă pup, la revedere! Din Maiora iese că iubiți cărcotași, și de ce? După cornițe te-ai prins? Da. De ce iubesc sau de ce port cornițe? Nu, de ce iubesc și pe cărcotași? Pentru că sunt simpatici. Da? Ce-ai dreacu de simpatici? O mai țineți minte de la Big Brother, vină în coace. Sunteți soțul? Bună seara! Da, salut, salut, ce faci? Dom'le, știți când a început ea să se pupe în casa Big Brother cu băieții aia? Știți toate problemele astea? Am avut mari probleme cu ea, domne. Nu gătea, nu spăla vase. Deci pe vremea nu mă uitam la emisiune. Nu știu cum ați văzut-o, ce a făcut, dar să știți că am avut numai necazul cu ea. Mai zici tu ceva. Fata, nu știu ce să zic, ești mișto îmbrăcat. Ești o nebună, la revedere. Puscre! Puscre! Ce faci, băi, Puscre? Iată, sunteți primii oameni care îl văd în carne și oase pe cuscrul meu. Te apreciez. Cum e? E foarte bine, sala e bine. Cuscrea unde e? Cuscrea vine acum. Da? Da. Hai că uite-mă atât. În două minute vine Cuscrea. Gata, bine. Hai, vă vorbim mai târziu. O filmăm și pe Cuscrea. Doamnelor și domnilor, iată că a venit și Cuscrea. Să rămână Cuscrea. Ce faci? Ce face Bebe? Că mă întreb tu pe mine, știi? Păi Bebe face bine, spune că e sănătos. Ce face fata? Fata este foarte bine, foarte bine. Da, vă aștept și vreau să iasă la un tatăl. Încă ori tata socru pe ea. Să ne dai de veste când naști. Vă dau de veste, să-i străi? Da. Vezi că eu am strâns. Da? Da. Aia, voi sunteți mai avuți, că dar și mama pensie mare, vorbim. Seară plăcută. Ai grijă de ea. Dacă e cu contracții ceva, mă suni. Ca să mă apuc deja să mă îmbăt. Pa. Iulia, atât am vrut să spun, să rămână. Bună seara. Și să nu fii supărată pe noi, pentru că noi te iubim, suntem la... Și eu pe voi, și foarte eu pe bine voi. Ai făcut calea lăsat pe Moga. Ce e, mă, să fii plecat numai pe un concert? Ne aflăm în voiul concertului. Cum e singur? Cum e singur? Adică, nu înțeleg ce vrei să spui. E, adică, știi foarte bine cu Iulia, cu... Băi, eu compun foarte mult, să știi. Așa că petrec timpul muncind, nu știu cum e. Cine să te iubească, să te iubească cu calitățile și defectele tale. Să știi că eu cu Iulia am rămas prieten. Noi suntem împreună atâta tot. Eu mă concentrez pe muncă, am o grămadă de proiecte de făcut acum. Și uite, și concertul ăsta de-abia a ieșit. Toate chestiile astea îți adună un stres și ți le liberezi când muncești. Iar nopțile, cum mi le-am petrecut toată viața în studio, asta fac și acum. Și nu o fac degeaba, am compus o grămadă de piese, deci e spre vedeți bine. Ce chestie, domnule, și el este în spatele scenei, compune, iar ea a venit în sală și mai era și cu o fată și cu un băiat și nu mai zic. Cred evident, că a venit să susțină, să vadă. Cred că e cu altcineva. Hai că mă grăbesc. Mă, voi ați văzut o chestie de când am început noi să vă difuzăm, să apărez la televizor, la Cronică. A început să vă recunoască lumea pe stradă? Sincer. Are dreptatea lui, da. Mersi frumos. Sunt foarte invidios pe tine pentru că de mic mi-au plăcut mult latrele. Bă, și ai avut noroc de așa ceva. Tu ești căsătorit, gata, ești dus pe topogan. Tu urmează. De mult dus pe topogan. Sunt mai căsătorit. Hai, băi, frate, bravo. Ce să zic? Uite, doamnelor și domnilor, dacă ați putea să vă uitați. Deci, patru bărbați, unu și unu. Warden? Fashion. Chicky girl. Yeah. Nu poate să stea fără tine. Păi, acum că a început, mă ții din... După cum prea bine observați, criza i-a afectat și pe acești minunați cântăreți, pentru că din trei a mai rămas el. De ce ați renunțat la ea și la coleg? Pentru că în criză ce faci? Mai reduci din oameni, nu? Adică, mai ales când e vorba de vin la concert. Știi? Mișto vorba lui Columbenu, mișto prietena ta. Da. Hai, iubire, hai. O, vino aici. Sufletul meu, plângeam când ai cântat. O, vai, dar ce cucui are Puștiu. Ce cap mare are Puștiu. O. Sunt o mică deșteaptă. N-ați văzut așa ceva, doamne? Haideți, da, nu aveți ați. Concert de 8 ore, sunt aici, este ora 1 noaptea. Nu s-a oprit, asta e o melodie cu care a început el și văd că n-a terminat. Mergem acasă, facem un concert în do major, vioară și orchestră. Da, da, da. Da? Abia aștept. Abia aștept. Zici și tu, sunt fierbine. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No.
La revedere! Vai, dar ce cap mare a avut domnul Dezbrăcatul, felicitările noastre. Ce cap bine mare că... o să aibă dacă pleacă de adevăratelea vreodată cu... Da, da, mă rog, chiar nu contează. Domnul, să se pognească nașul în primul rând, să știi. Ne-a întrebat de fiecare dată ce, băi, când e ultimul dans al bebelușilor, că mă cam grăbesc. Se uită la ceas, deja n-am am spus eu așa ceva? Da. Eu am spus când e ultimul dans, ca să știi cum mă întristez. A, când te întristezi. Ah, ia, ia, smufa tristă, vine ultimul dans. Te rog, cât mai trist. Nu, înainte, stai un pic. Eu zic așa, înainte de dans, să mai spună despre site-ul acela. Da, ia zi de site. Zicem de site. Intrați pe acest site. Este vorba de un copil. Este vorba de o sumă foarte mică, după părerea mea, 20.000 de euro. Și putem să-i redăm vederea. Mulțumesc din suflet. Așa, foarte bine, bravo. Dans. Aoleu, domnul Dan, domnul Dan, de ce a spus bebelușele pe jos, fetelor, cine v-a făcut coreografia asta, de unde vă stânga, pe dreapta, faceți pe dreapta? Faceți cinstită, sufletul meu. Vreau să... Îți mulțumim, domnul Bendeac, pentru prezența în emisiunea noastră. Să vă mulțumim, domnule. Cuza Rulz, cuza. Asta e adevărat. MF3 Rulz a fost înainte să plec. Am și o rugăminte, uite, am scris și pe blog. Dacă e nevoie și domnul Găinuș aici de față scrie o carte. O carte. Putem face orice. Hai mă, împacă-te cu Badea, mă. Hai mă, împacă-te cu. Asta ți-a zis o de. Ieși afară de la mine, distrugă. Ieși afară de la mine, distrugă. Pe colegul nostru. Nu. Doamnelor și domnilor, Mișu Bendeac, la cronica căpătașilor, cu Badea, mă, cu Badea, mă! Îți mulțumim, Mișu, îți mulțumim! Pe Mișu Bendeac îl puteți vedea în fiecare marți seara la Mondenii, după care va merge la Trăzniți în NATO, la copii spun lucruri prăznite... Și nu uitați, să-l urmăriți în programele Prima TV în Neveste Disperate. Mulțumim! La Kiss FM am avut oameni buni promoția Na Babă pentru o zi. Adică am ales câte o babă dintre ascultătoarele noastre pentru fiecare zi de la începutul lui martie. La final, Na Babele s-au plimbat și s-au distrat cu babacii de la Prima TV și Kiss FM. Ziua a fost monumentală și a început la shopping, apoi s-au dus direct la spa, de la spa din nou la shopping și după shopping direct în studio la Mondeni. Către seară, Na Babele s-au extenuat de tot în mijlocul petrecerii Kiss, unde babacii au fost lăsați fără cojoace. Imagini incendiare nu o să găsiți în acest material, dar credeți-ne că așa a fost. Mulțumim Na Babelor și tuturor ascultătoarelor și stați cu urechea pe Kiss, că avem și alte surprize în primăvara asta. Merită să fii Na Babă pentru o zi la Kiss TV și Prima TV! Iubesc Na Babă, care-i Na Babă? Na Babă brună, Na Babă blondă. Ele n-au fost nababe, nu știu despre ce e vorba. Ele sunt natinerele, nu nababe. Poate ne întrebați de ce avem această... Sunt capă cală cu ușa în spinare. Pentru că doamnelor, domnișoarelor, mai ales voi domnilor, cei care jucați la Kiss Cash sau care v-ați înscris la Kiss Cash. Jucați la Kiss Cash? La păcănele? Exact, păcănele. Deci care jucați la păcănele la Kiss Cash în fiecare dimineață la radio? Ei bine, să știți că am avut un mega câștigător. Adică l-avem în continuare. Am avut un mega premiu. Am avut un mega premiu și se spune 7100 domnului Băjenică Anton de București, pardon. Mamă, ce mi-ai tras una. Durere? Da, și frumos, băieți. Iată. Vă salut, băieți. Bă, să-ți facem o poză. Facem aici o poză. Nu, n-ai voie. Vreau să spun că domnul Băjenică așteaptă un băiețel, nu? Care va veni în luna august. Ia tu premiu de aici. Povestește-ne când te-ai înscris, câte SMS-uri ai trimis? 15 SMS-uri. Așa? Și din care câștigătoare 14, unul ăsta a fost ăla mai slăbus. Inaugurat emisiunea French Kiss.
De la French Kiss, da. Înțeles. Da. Deci uitați, uite, domnul Băgenică... Deci, el ascultă Kiss-ul înainte să ascult eu. De dimineață, cum ar veni. Felicitările noastre și să fie mulțumesc atunci frumos. Bun. Bravo! Mulțumesc frumos, drag mei. Bravo, băietul! Mulțumesc deloc. De fapt, acum să vă spunem, noi nu avem nici bani, avem doar bani de cartonul ăla. Mai cartonele doar cartonul. Astea sunt, că dacă vă arătăm banii, nu e frumos pe timp de criză. Cartonul ăla să te duci la bancă, să știi că o să-ți dea ceva. Și la final de emisiune, că toți stăm cu Kiss FM în spate, doamnelor și domnilor, melodia care se rotește, se rotește și iar se rotește și uneori vă enervează, dar sigur vă place, este cântată de Play and Win! Da, Constanța! O să-i întrebăm. De mult vroiam să vă întreb, băieți. Cine din voi trei este play și cine este win? În cazul de față, play and win. Dacă stai în mijloc, e play and win. Am înțeles. Deci, cine stă în mijloc, e win. Deci e semnul cum ar veni. Noi suntem aici Mișu versus Huidu, Huidu versus Găinușe și așa mai departe. Adică play and win. Sau win nu, and nu, play. Nu, îmi pare chiar rău. Așa, da. Win and play. Sigur. Doamnelor și domnilor, băieții au venit de la Constanța, de la Pentru Malul Mării. Niște clătite. Da. O să fac puțin. Da. Au și reclam, se vede reclama e foarte bine făcută. Da. Au și... La Zmeură. Au și... alte instrumente, toate scoase din priză, dar nu-i nimic, e de efect fizic. Să le fac fizic. O prezentare de asta serioasă și clasică. Da. În seara aceasta, da. Cam ce ați vrea să ne interpretați? În această seară o să vă interpretăm hitul... Vocal-instrumental. Exact, vocal-instrumental, slow motion. Vă mulțumim în primul rând. Vă mulțumim pentru invitație, să știți că vă urmărim în fiecare miercuri, duminică, de ce nu, dar și vinerea, să ne uităm și vinerea la vreo. Înainte să vă lăsăm să cântați, aș vrea să ne luăm la revedere, urmăriți și săptămâna viitoare, că Tezaur Folcloric. Bravo! Băieți,
doamnelor și... Vă mulțumesc pentru participare! Huidu! Găinușă! Bebelușele! Dezbrăcatul! Bistrețul! Puștiu! Tony! Și mariachi de la Cronica! Trupa! Jukebox! Ne revedem săptămâna viitoare! Pa!